M-am născut exact în locul potrivit. Și faptul că am șansa să ajung o persoană publică și să spun lucrurile în felul în care o fac eu și să... să, Da, știi ceva? Să fiu un exemplu. Eu sunt sinceră. Știi că toată e rău să fii sincer? Pentru că oamenii nu înțeleg, oamenii sinceri. Oamenii cred că trebuie să fii uh, politically correct cu toată lumea, dar nu este adevărat. Nu trebuie să fii. Tu și... ai luat hotărârea să divorțezi? Nu. Pentru mine era ceva mai presus de soare. Părinții mei s-au îndepărtat foarte mult de mine ca urmare a căsătoriei mele cu Mihai, n-au fost niciodată de acord. dacă nu-l sunt pe Mihai albun, nu, nu mai, nu mai joc cu tine. Sună-l. astăzi dărâmăm toate miturile. Bună, Mihai! Bună? Au, mai zici ceva, te rog. adică n-ai recunoscut-o din după bună, Mihai? Toate îmi spun așa. Oh! Să mă gândesc pe cine mai sunam între timp. Pe Adelina Pestrițu? Da. Nu cred. Alo? Alo. Bună ziua! Salut, Cata. Domnul Cătălin Botezatu? Da, domnul Măruță. Sunt sigur că așa vei rămâne pentru tine de tău. Oh, a fost o amenințare! Hai, sună, 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 să-i spune la mulți ani. Tăi, mamă, m-ai mai zăpăcit, Mihai Albu. Sau pe Dana Budanu, alege. Bună, Zăvoranu, Dana Budanu, cine? Vă dați, în sală, spuneți. Spune spune pe Iulia, nu vrei să Alo? Cel mai bun podcast pe care l-ați văzut vreodată! Salutare! La podcastul Acasă la Măruță de data asta vine o persoană la care probabil mulți dintre voi nu vă așteptați să vină la mine acasă, să stăm la aceeași masă. De ce nu să mâncăm un sushi adus așa într-o barcă de la prietenii noștri de la Sushi Terra, și să ciocnim un pahar de vin. Așadar, dați-mi voi să o salut din inima Piteștiului ajunsă la București pe nimeni alta decât Iulia cum vrei tu astăzi? Astăzi, așa Cum să rămână. Vrei. E Iulia Albu în uh, buletin. Așa. Uh, este numele de domnișoară Iulia Vochița. Vochița, corect. Uh, exact, un nume foarte frumos, să știi. Foarte frumos, foarte frumos. Așa că uh, o să zic pur și simplu Iulia, sau mulți ar aștepta să zică, dar de ce nu-i zici măruță, Scorpia Albu? O să-mi spui cum vrei să? Nu te deranjează, nu? Nu. Oricum, arăți foarte bine și Mulțumesc. am glumit. Noroc Se spune că după ce dai noroc un om, te uiți în ochii lui. Așa, adânc. Adânc și, și trebuie să bei. Să bem. Uh -huh. păi, hai să bem Să așa. bem. Pe, oare să dacă be. ar fi să bem acum pentru ce am bea? Pentru pace pe pământ, pentru stop discursuri trampiste uh, și pentru... Uh, a recicla și a colecta selectiv. Și dacă Cine? ar fi să bem ceva în ceea ce ne privește pe noi pentru ce ambea. Pentru că, de foarte multe ori, am avut momente în care n-am fost de acord cu anumite lucruri sau am avut așa momente în care am jucat un fel de ping-pong. Am avut, Cătălin. Dar în patru ani este inevitabil să nu te întâlnești și cu asemenea momente. De patru ani? De patru, de patru ani. ani? Mamă, ce ani. repede a trecut timpul. Incredibil. Serios. Dar noi nu am bătrânit firește, noi suntem veșnic tineri. Exact. Um, și vreau să spun că mă simt mult mai bine aici, la tine acasă, acasă la Măruță. Și parcă nu este tensiunea aia care este în platou, e da, incredibil. Reflectoare, luminie, da. da. E, că... Aș vrea să le spun ceva celor de acasă. Acasă la Măruță, așa se numește proiectul, uh, dar este într-un studio unde da, noi zicem acasă la Măruță. Că... Nu, dar sunt oameni care spuneau... Uh, nu, nu, vreau să le măresc pentru cei de acasă, că erau oameni care întrebau uh, și copiii ce fac în timpul ăsta și unde e Andra sau ce se întâmplă, știi? Și de asta, acasă la Mărțu se numește podcastul, dar noi suntem într-un uh, studio unde, practic, uh, așa l-am denumit aici. Foarte frumos, arată foarte bine. Mulțumesc. La tine acasă, care e colțul tău preferat? La mine acasă, partea mea preferată este bucătăria, în care eu întotdeauna degust. Niciodată nu gătesc, în ciuda faptului că am avut un mm. proiect pe YouTube care se numea La Iuli album, bucătărie. Da. Dar eu încă nu știu să gătesc. Păi, rește. Păi stai, stai, stai da. un pic, adică la Iuli album, bucătărie, dar tu da. nu găteai? Păi era la mine în bucătărie și era șef Alex Cârțul, știi, da, că a venit de atâtea nu? ori la emisiune. Și uh, el încerca să mă învețe pe mine să gătesc. Adică cum? Stai, tu nu te-ai uitat? Ba da, nu, mă gândeam, mă gândeam, în același timp cum, cum, e, cum e la tine, adică colțișorul la casă și îmi imaginam cum ești în bucătărie, cu mânușile la cu șorțul, cum pregătești ceva, deci nu, doar să gusti. Nu. Deci e șef în bucătărie. Șef, nu șef, da, îmi place mult. Ești șefă în bucătărie Da, acolo este locul meu preferat În ultimul timp Deci, practic, la tine, în bucătărie Da. Tu ești cea care guști și gătești altcineva pentru tine Cine gătește da. acum? Acum gătește iubitul meu 9 ani a gătit Mihai Albu hm, Nu știa să gătească da. <laughs> <laughs> și, și atunci ce făceați? Nu. Păi nu era atunci locul meu preferat Evident, nu era bucătăria Acum a devenit în ultimul timp pentru că el știe să gătească actualul pentru tău că partener. El știe să gătească foarte, foarte bine, și nu doar asta, știe și să cânte la vioară foarte bine. A studiat vioară clasică. Și um, foarte interesant că ai menționat ceva mai devreme. Uh, da, este, după cum bine știi, suntem de foarte mult timp împreună, și cu siguranță este omul lângă care mă văd pentru restul vieții mele. Haideți să le spunem celor care ah, se uită la podcastul ah, nostru uh, Cum îl cheamă pe el? Când difuzez exact, că poate mă cer între timp <laughs> Și, <laughs> și e știu, de domeniul, cum să zic, trecutului da. podcastul ăsta Pentru că prezentul ar fi Doamna Viitoare Viitoare Iulia Surpriză, nu știu nici eu, o să vedem Bun, da, da. Păi și dacă o să te măriți, o să-ți mai păstrezi numele de albu? Mai să și că m-am gândit la chestia asta. Pentru nu, că, că, te, te gândești la Sunt la foarte azi. multe discuții în general, da, de, de ce am păstrat numele, de ce nu am revenit la numele meu. Sincer, aș fi vrut să revin la numele meu, însă... Vochița, un nume foarte frumos. Foarte frumos, aș fi putut de asemenea să-mi iau și un alt nume, pentru că pot să faci asta, ar fi putut să mă cheme Iulia Rosgri, pentru că așa aș fi fost doar eu, Iulia Rosgri. Acum sunt foarte multe Iulia Albu, în România, nu sunt eu singura. Nu. Dar am. Ca să clarificăm și acest subiect, care apare cel puțin o dată pe an în toată presa din România, da, am păstrat acest nume pentru a avea același nume cu Micaela și nu doar din acest motiv, ci și din încă un motiv care va face obiectul unei campanii care va fi făcută publică cel mai probabil în această toamnă. Dar da, nu... atunci când ai divorțat, acum câți ani? Oh, Doamne, Cătălin, deci. Știi toate locurile, toate informațiile astea pe care tu le dai și le arunci așa, oamenii o să le prindă și o să încerce să ghicească ce vârste avem noi. Și mie nu-mi place chestia asta, pentru că mie nu-mi place Eu am 43 de ani, iar tu oricum arăți de eu 19 am ani. Eu am 29, mulțumesc. Da. <laughs> 29 no. din care 9 căsătoriți cu Mihai Albu Și stai un nu s-a căsătorit Atât de la 20 mult... de ani Deci n-are 29 a, Dar nici nu vă spune Leo. mai mult Căutați Atât voi pe Google de mult și pe YouTube 8, 9 ani. Dar cât a trecut da. de când ați divorțat? Am divorțat în 2013 Deci au trecut uh, mai bine de... 8, 8, oh doamne Aproape Am... la fel de mulți ani ca perioada în care am fost căsătorit. Știi că se spune acum, da. la modul realist, am citit, cred că, într-o carte a Aurorei Liceanu, în care spunea că te vindeci de divorț de o persoană cu care ai avut o legătură foarte puternică, și anume căsătoria, la, dacă trece cel puțin jumătate din perioada în care ați trăit în, împreună, știi? Mi-a mi rămas chestia asta în cap, am văzut-o undeva. Adică, ai divorțat, trebuie să treacă cel puțin jumătate din perioada petrecută împreună ca să poți să zici că oarecum ești pe un drum al tău. Sunt cumva de acord cu tine, depinde. În cazul nostru, ne-am divorțat amiabil, la notar. Nu am avut discuții, nu am avut negocieri. De ce n-am mers? Acum, aș fi, poate, poate pare ciudat greu. după toate lucrurile care s-au întâmplat în Știe ultima perioadă. E așa de greu să dai tot timpul un verdict ce nu merge într-o relație cred că nu eram compatibili. Asta este simplu adevăr. Și în momentul în care nu ești compatibil cu persoana de lângă tine, nu poți să construiești ceva pentru totdeauna. Da, ați fost 9 ani căsătoriți. Am sătăiți. avut, am avut și lucruri în comun. Doar că compatibilitatea noastră n-a fost până la capăt, practic. Nu. N-aveam interese comune. Dar când ți-ai seama de treaba asta? Pentru că de asta zic că au trecut 9 ani de căsnicie, știi? Aproape cu doi ani înainte de divorț. Cam, a, cam atunci mi-am dat seama că nu că... putem să continuăm. Dar încă o dată a fost un divorț amiabil, nu a fost scandal am ieșit de mână împreună de la notar. Aia da, asta cu ieșitul de mână de la notar da, bine, dacă mi nu se pare așa doar pentru presă de foarte multe ori. Pentru că, mm, știi dai... cum e, ai, ai o furie în tine. Divorțezi de un om cu care ai stat atâta timp. Te gândești că drumurile voastre mm. sunt separate, iar acum apărem de mână, zâmbim și drept dovadă că după un an, doi, apar certurile care de multe ori sunt și în presă, cum a fost și cazul vostru. Știi? Și of, de asta zic. de s ar oprit certurile. <laughs> Ce bine ar fi. Uh, nu, Nu știu. Adevărul este că eu am fost foarte împăcată cu această decizie. Tu și... ai luat hotărârea să divorțezi? Nu. Mihai? La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus nu mai pot să fiu căstorit, doresc să divorțez. Că și eu îmi doream lucrul ăsta, este foarte adevărat. Da, tu nu Dar tu nu nu-l l-am. Pentru că știi, trăim într-o societate în care... Um, oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem că suntem super evoluați și liberali și așa, nu suntem. Și în România încă este o problemă ca o femeie să divorțeze. Iar Oamenii acum... acum 8-9 ani, cu siguranță, era o problemă și mai mare. Și, um, da, probabil că ar mai fi trecut încă, să zic, jumătate de an până să fie inițiativa mea 100%. Dar... Mi-am dorit și eu acest lucru, de aceea nu am fost în instanță, de aceea nu am negociat. A dorit, după ce am divorțat, mașina înapoi, pe care mi-a făcut să cadă de ziua mea, nu știu dacă tu le ceri înapoi, ceri înapoi lui Andra când te ceri cu ea lucrurile. Da. I-am dat-o. Mi-a cerut Verigheta, i-am dat-o. N-a fost niciun fel de opoziție din partea mea, absolut nimic. Da. Acum, știi, când te uiți în urmă, îți dai seama punctul la care a produs divorțul? Pentru că atunci mai erau parte momente în care spuneau, păi uh, Mihai a înșelat-o pe Iulia. Sau Iulia l-a înșelat mm. pe Mihai. Nu, cred că a fost vorba despre așa ceva. Adică, din partea mea cu atât mai puțin, dar nu, nu cred că s-a întâmplat vreodată. N-aș, putea să spun, știi? Chiar, chiar nu-mi dau seama ce a fost. Știi că la un moment dat stai tu cu tine și cred zici, că... bă, am divorțat pentru că... uite, s-a întâmplat asta. Că mă gândesc că toți sunt aici, la tine, la podcast. Și um, acum că mă gândesc, că până acum nu m-a întrebat nimeni lucrul ăsta, știi? Și oricum nu aș fi răspuns. Dar dacă încerc să dau un răspuns onest, ar fi faptul că am avut o problemă pe care o au 90% din cuplurile din România. Bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Nu-și dorește. Eu am lucrat tot timpul, din timpul facultății, dar în momentul în care am început să cresc foarte rapid, a fost o problemă, a devenit asta o problemă. Și atunci s-a produs eu oarecum dorit. ușor, ușor ruptura. Eu am dorit să dau la un arte, la facultatea de da. arte, pentru că am înțeles că vreau să fac modă. El a spus că dacă fac asta, divorțează. Dar de ce? Pentru că simțea că e ca o concurență? Nu știu să-ți răspund la această întrebare. Pentru că întrebare. la urmă, mine, mi se pare că într-o familie trebuie să te susții o de lângă tine. Eu asta cred și eu cred la fel și um, cred de asemenea că toate lecțiile astea pe care le primim în viață ne sunt date în momente în care le putem învăța corect. Iar asta a fost una dintre lecțiile pe care eu le-am învățat. Că eu nu trebuie să-mi aleg un bărbat cu o mentalitate românească. Păi și actualul tău partener e român. Da, dar a studiat la Londra și a trăit acolo. Mm. Mulțumesc lui Dumnezeu. Adică ce vrei să spun? Bărbații români ce În general, bărbații din România, nu toți, știi, dar um, cei care îmi plăceau mie, știi, adică... Da, uh, și cei care le plac prietenilor mele, asta se întâmplă. Bărbații din România doresc femei care să stea în umbra lor. Informația care îți plăceau ție, că de asta spun, sunt bărbați da. la ora actuală în România care sunt convins că își susțin partenerele sau sigură. soții sau fac echipă împreună. Și știu știi? că există și asemenea bărbați, dar există femei care sunt predispuse să fie atrase de anum un anumit tip de bărbat și cred că a fost și cazul meu în acea perioadă. Pur și simplu, acum am lângă mine un om care mă susține 100% și care crede în mine, care știe să-mi spună și când greșesc și pe care îl ascult și care știe să mă și laude atunci când este cazul. Cât de important e să ai pe cineva lângă tine care atunci când faci ceva bine să, să scoată în evidență, să-ți spună, să te laude, știi? să te să aprecieze? E important, dar cred că cel mai important este să ai lângă tine o persoană care să-ți poată spune că greșești într-un fel în care tu să nu te simți um, rănită sau să simți că nu ești ceea ce trebuie. Uh, cum îl cheamă pe... Alex îl cheamă pe partenerul tău? Mihai nu? Alexandru. Știam eu, Alex, Alexandru. Da. Dar îi zici Alex, nu? Nu, îi zic Mike. Încercam să mă scot. Deci Mihai Alexandru. Da. Și cum l-ai cunoscut? Um, pe Mihai a... l-ai cunoscut la o petrecere comună de prieteni. Da. Ai fost căsătorită 9 ani, da. după 7 ani ți-ai dat seama Aha. că lucrurile nu mai prea funcționează. Da. Și? Și pe Mike l-am cunoscut sincer, nu știu să spun. Pe internet. Mai trebuie să spun acum, pentru că suntem la podcast. Și da, și aici uh, sufletul e întotdeauna întins pe masă. Trebuie să mă întind pe masă? Nu! Da, cu suflet! <laughs> n, -ar, n ar fi rău să te întinzi și pe masă. Nu putem întinde. Uh, a fost cel mai de succes blind date din istorie. Nu pot să cred că adică voi nu vă cunoșteați? Nu. Nu știam absolut nimic unul despre celălalt. El nu mai venise de foarte mult timp în România. Nu știa cine sunt. Deloc. Pe bune. Nu știa adică de găină. să măcar un Google să Ai, vadă cu... Nu știa de găină. <laughs> <laughs> okay. să Acolo o devenea și ocupare. Nu știa de găină, nu știa de mine. Nu știa nimic. Iar eu nu știam nimic de el. Deci cum v-ați Adică cum m-ați comunicat? O prietenă comună ne-a făcut titlul pe ala. -a... A, adică o prietenă da. comună ți-a zis Iulia, o să-ți fac o cu cineva... Pe nu care trebuie spus... să nu ratezi. Iar lui mi a spus să fac cunoștință cu o prietenă de-a mea pe care nici nu trebuie să cunoști. Nu. Nici măcar că dacă mi-ar fi spus asta, nu m-aș fi dus la întâlnire ca pentru emisiunile de pe vremea respectivă. Nu. Sincer, mi-a spus că ieșim la masă. Și la masă a apărut Mike. La un moment dat. Și? Deci păi Am... a fost din prima, dragoste, la prima vedere. Știi cum a fost Cătălin? Nu, pe bune. Am... Deci, după prima întâlnire am spus, eu nu vreau să mai văd pe acest om. Și a fost așa un sentiment puternic de revoltă. De, nu. De, de ce? Ce nu-ți plăcea? Ți se nu, părea nu, arogant, arogant? Că... Arogant. Exact, arogant. normal. Mai vorbea două, trei cuvinte în engleză la... Nu, nu, nu. nu, vorbește Dacă mult de zi... românește. De asta zic, dar cei care stau mult în poate mai folosea nu, niște... Nu, care vorbește puțin românește după ce stau două luni. Dar ce, ce te enerva da. la el? Era foarte arogant și era... Da. Hmm. ce-ai zis? Care-i specialitatea hmm. voastră la restaurant aici? Da. Hai noroc, oh, unul ar mai arogant da, ca mine nu. la masă nu se poate. Oh. Nu așa ai zis? Cam <laughs> că știu da. e percepția asta, știi? Da, știu că dau această impresie. Cu toate că trebuie să știți că Iulia... Acum, trecând peste foarte multe lucruri, este o tipă foarte sensibilă, în multe lucruri și Ai, multe privințe. Tători, nu distruge mit. Da, de ce? Îți place A, să. Îți... M-a să construiesc această imagine intangibilă. De ce? Nu. Eu știu că tu ești, la urma urmei, un om care ești, cum să zic, foarte sensibil, ești un om care. Uh, Trăiești foarte mult uh, și te afectează foarte multe lucruri. Nu strec așa, ca, ca un zid, știi? Tu ești un zid și gata, nu te afectează nimic. Da, câteodată sunt foarte puternică, dar de cele mai multe ori doar mimez. Dar mimez bine. Ceea ce este, este ok. Îți iese, îți iese. Da. Pentru că de atâta timp în această industrie, și știi și tu cum este, dacă nu ești așa, nu poți. Nu poți să reziști. Și cum să fii. Cu o imagine așa, așa de moale ca o bezea pe dinăuntru, Moale ca un ca un marshmallow, ca da. tot dar, dar, dar nu bezea aia tare, știți? Așa. Și pe dinăuntru armură, pe din afară armură. Din afară, armură. Din afară. Deci mai să nu ne da. depărtăm. Da. Restaurant arrogant. Păi, na, prim... acum că tot acasă ajung la el, adică să mă depărtez foarte tare. L-ai văzut și ai zis: "Nu am ce să mai vreau urbesc cu asta." Asta a fost. Nu pot să cred, și? După o lună m-a sunat. El Cred că ar fi o idee bună să ne întâlnim. Dar tu, Iați, în luna nu aia, poate. nu te mai gândisei deloc la el? Nu, dar nu. Credem-mă. Nu mi-a mai trebuit nimic. Când l-am auzit, bine, ok, hai să ne întâlnim. Și după aceea nu ne-am mai despărțit. A fost atunci așa. nu ți-a mai părut arogant. Praf, dar mă rog, atunci cred că a fost doar voi doi și după de asta a funcționat. Era și prietena noastră, poate din cauza asta. Ia, da. și v-ați mutat apoi împreună și sunteți de patru ani împreună. Suntem de aproape cinci ani împreună. Ești cum se înțelege cu Micaela, pentru că acum inevitabil uh, Micaela stă destul de mult timp la tine și locuiți practic toți trei împreună. Bine, ea stă doar la mine. Ea pleacă doar weekendul 1 și 3 din lună la tatăl ei. Este ceea ce el și-a dorit. El nu și-a dorit altceva. Și-a dorit asta așa și așa a rămas. Mă um, no rog, și acolo a fost tot felul de discuții. Știu, foarte obositoare și încerc <hânt> să-l înțeleg pentru că este tată și înțeleg că este greu să fie departe de copilul lui. Dar cred că după atât de mulți ani, Cătălin, merit și eu puțină liniște. Pentru că, în definitiv, nu am greșit cu nimic. Revenind, mica se să înțelege fantastic cu Mike sunt extrem de apropiați, ceea ce este rar. Eu știu că este greu să găsești un bărbat care să iubească un copil care nu este al lui ca pe al lui. Mm -hmm. El nu n-a mai fost căsătorit, nu? Nu. Și nu are copii? A mai fost căsătorit odată, dar nu se pune. <laughs> <laughs> nu era căsătorit. Stai. N-a fost cu acte. Stai N-a fost la biserică. Uh, în trecut. Mulți am făcut multe lucruri în trecut, Cătălin. Să nu... Păi, da, să nu a, a fost căsătorit. Acum 150 de ani. Um, nu are copii. D a o fost cu iubește... engleză Nu. Tot româncă? Nu. Americanca? Am încercat tu, <coughs> să scoți acolo. Pe cine a fost, mă, căsătorit? Hmm? Claudia <coughs> și vor vă Gata, oh. s-a liniștit lumea. Da. Și? Și uh, au o relație foarte, foarte apropiată. Mă bucură foarte mult faptul că el a intrat în acest rol de tată um, și apreciez foarte mult faptul că el o încurajează pe mica să aibă o relație foarte apropiată și cu tatăl ei natural. Ceea ce e firesc. Ceea ce, nu știu dacă e firesc, dar este de aplaudat. Și uh, mi se pare că este exact pentru ea echilibrul de care are nevoie. Acum stau să mă gândesc când povestești lucrurile astea despre mai cumul cu care tu ai o relație și când povestești ce bine se înțelege cu fica ta, așa, lui Mihai, mă gândesc că dacă chestia asta câteodată nu e prea dură, uh, poate Mihai să uită la ca să zicem, știi? Și auzi că, de fapt, uh, altcineva are un rol de tată. Uh, ok, uh, nu um, e de tată corect, între ghilimele. Corect, 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 de om, nu știu cum să... să nu aș vrea să fiu înțeles greșit, știi? Ba da, Cătălin. Ba da. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Pentru Eu cred că... că el ar trebui să fie foarte mulțumit de faptul că Micaela are alături de ea un om care, căruia îi pasă atât de mult de ea și care îi se dedică. De asemenea, ei doi vorbesc. În ultimul timp, Mihai lucrurile, lucrurile s-au așezat. Asta e bine, ei că pot... uite, s-au așezat lucrurile. Oh, să ciocnim s pentru asta, s-au așezat. Nu, no, nu e, ciocnim, sta, okay. Stați Să vă explic. Bine, hai să ciocnim. Okay. Dar s-au așezat acum. După? <laughs> nu, nu știm. Cât timp vor fi așezate? Asta e problema, întotdeauna sunt complicate lucrurile. Eu astea, am observat că, am zis, că tu nu bei. Ba da, multe. Mm -hmm. ah, și pentru că vorbeam de băut, am și terminat da. un pahar și mă gândeam în seara asta să-ți fac cadou să te duci la Maic pentru că îi place să stea foarte mult în bucătărie, să-ți facă cadou așa un, un roje de la a, Sâmburești, ei sunt mm. prietenii noștri, așa că mă gândeam a, să. să un roze, voi doi la un par de vin, ar fi mișto. Da, uite, o să-l încercăm. Perfect, ce zici? Și da. pentru că lui place să stea în bucătărie, o să facem nu, un fel... Nu, stai, că i place să Mine stea în bucătărie. Mi s-a părut, ideal, Mie îi place să stea în bucătărie, așa, place, așa Hai să s -a s -a gătește zi? foarte bine. Păi da, dar din când în când, nu tot timpul. Și dacă ar găti tot timpul, ce-i strici imaginea? Dar avem cineva care să facă asta. Bucătar personal? Nu, pe cineva al casei. Am înțeles. No. Uh, știi ce vreau să zic? Pentru că mă da. gândeam că pot să te ajut acum pe tine. Uh, pentru Maică, uh, să... Uh, Ciucă, putem uh, să facem o comandă la prietenii noștri de la Bringo, care în 90 de minute ți-aduc comanda și de pe aplicație putem să comandăm foarte ușor tot felul de produse uh, utile în bucătărie? Ce gătește Mike cel mai bine? <laughs> Mamă, ce voce deci eu zic să nu încerc așa, o mâncare pe nu. care o gătește mai și îți place ție cel ah, mai tare. Iuri, când în când. Mm. Pui, te pe aplicație. Pentru că eu să-ți comand ingredientele și o să mergi cu el la casă. Ciucă e pe aplicație. În 90 de minute mm. nu mai te duci tu în magazin să pierzi timpul. Pac, 90 de minute ți-a sosit bringo. Deci, paste carbonara. Hai să spunem așa. Deci, de paste. Stați. Suntem salvați. Stați. Notează, da. Ciucă, dă A. mai departe lista cu guanceale, nu cu altceva și vă rog eu mult, vă rog, fără smântână. Fără smântână. Păi stai că noi nu le aducem gătită, ți aducem doar ingredientele, bine, 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 ca bine, mă, fac... ingredientele. ca să le facă... Da, da normal, pe păi, de asta spuneam. Ah, noi de asta spuneam, noi îți comandăm uh, prin, uh, prin ah. că tot mai aici la povești, ah, prin prietenii niște noi de la Bringo, Via Carrefour, tot ce ai nevoie ca mai să gătească. Am păi... dat comanda, gata, s-a păi... închis lista. Păi, păi stai mă așa, mai am nevoie și eu de un balsam, de un detergent, de ceva, un mop. Ok, deci, ok, balsam detergent de da, Balsam da. de rufe sau de păr? De, de, pentru găină, Cătălin Pentru găină, da de rufe. O să-i punem <laughs> în dificultate De rufe da. Bun, a, Bun, și a, Ciucă, și mie salata Aia roșii le știi tu, da? Gata, rezolvat rămână, mulțumesc mult, Doamne ajută Ți-am adus un cadou Uh, Să știm Și acum vezi, noi am dat o sticlă de vin Și nici măcar nu era din partea noastră Era din partea partenerilor noștri. Eu, eu ți-am adus din partea mea, adică l-am plătit uh, Ai simțit o subcentură ciucă pe asta? Da Ai simțit o subcentură? Adică da, da. voi mi-ați dat vin de la partenerii voștri Pe care n-ați dat bani Dar eu v-am luat ceva dar ce am plătit Stai, stai Tu, Cătălin, mi-ai dat din timpul tău astăzi Frumos. Da, Ai văzut a ce frumos. frumos? Și toți oamenii, toți cei care sunteți aici, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți. Pe mulți nu v-am mai văzut de mult, îi vedeam la emisiune înainte. O să fie dor de ei. Uh, okay. Să știi că este și sugestia mea pentru o viitoare rubrică. Pentru tine. Aici, la podcast sau la emisiune? Unde vrei tu, Cătălin? Ia să vedem. Ta -ta -ta -ta. Sunt patru pahare de șoturi asta poți să dezlege foarte bine limba, nu? Exact. Ce tare! Super tare! Patru pahare de șaturi. Da. Care ar fi mesajul așa? Bottoms up sau pun deci de ce sună românește așa până la fund, Dumnezeule? Deci da, până, orice până traduci... la fund, adică când zici ceva, adică trebuie să gândim o chestie cu da. șaturile de la de la iulie Albu. Da, trebuie să te gândești tu la o chestie. Ciucă, Mai avem ceva, ce putem să facem ca cadou Iuliei? Să nu plece nu, cu da, onală de la noi, am, nu de alta, Dar dat ban pe astea de cristal, sunt scumpe. Am văzut un covor drăguț acolo, să-l iau eu când ies. Care e covor? E okay. Nu ne lua covorul. Covorul persan, singurul care Avem no. un covor persan? Da, nu era al vostru? No. Ah, Vorbim și voi cu vecinul după de la emisiune, Nu Dăm, dar... lasă, dăm tot ce vrea ea, tot ce vrea ia, ea să ia, îi dăm. Nu ne, nu ne împotrivim, ciucă. Dăm tot. Îți dăm, dăm tot ce vrei tu, îți dăm Iulia. Mulțumesc. Perfect. Mulțumesc. Iulia, îți dăm tot ce vrei tu, îți Mulțumesc. dăm și sufletul nostru. <laughs> Haideți să povestim mai departe. Hai, Îți mulțumim hai, mult hai, de tot hai să și chiar povestim. uite, o să, le, o să le regăsești în, în podcasturile noastre, aceste șaturi. Știi, mă bucur că ești deschisă și că până acum, uite, am, că punele frumoase le avem. Până acum am vorbit despre, despre căsătoria ta cu Mihai, despre divorțul de Mihai, despre relația cu Mai, care spui că este bărbatul vieții tale. Este. Nu așa ai spus și despre Mihai când te-ai căsătorit? Pa da, dar aveam 23 de ani. Da, nu știam ce vezi, vorbesc. De totdeauna e o scuză. Asta. De ce zici că aveai 23 de ani și. Eram foarte tânără. Eu, fiicei mele, nu i-aș recomanda să se căsătorească la o vârstă atât de fragedă, sincer. Nu este o vârstă la care să poți lua deciziile corecte. Cred că ai nevoie de o anumită maturitate și să fi trecut prin viață, să fi avut mai multe relații, să să știi ce vrei cu adevărat, de cum cunoști tu pe tine în primul rând. Da, uite, acum te întreb și o să-ți da. întorc ca la un ping-pong, vin cu mingea înapoi în terenul Deolog. tău și zic în felul următor. Tu spui că nu recomanzi la 23 de ani să te măriți, dar uite ce fain e când acum mica el are 12 ani și tu cu ea aveți o relație de prietene. Și când mergeți amândouă pe stradă, știi, ești mama aia tânără și cool care ești cu fica ta pentru că te-ai căsătorit la 23 de ani. Nu chiar, pentru că eu am rămas gravidă, am născut pe mine la în 2009, adică căsătorindu-mă în 2004 uh -huh. după 5 ani. Da. Ar fi fost mult mai bine la 27, 28, 29 chiar. Păi da, dacă te căsătoreai la 29 de ani, mai treceau 5 ani și de asta. Păi, Putem să fac un copil imediat, oricum se poartă. Te rog nu să nu-mi contrazici logica mea că am făcut matematica la Târgu Jiu. Adică am și o logică. Se face matematică foarte bine. Da, foarte, da, bine, da, foarte da. bine, foarte da. bine. Uh, Spunem că pentru tot am ajuns la Micaela, care este la o vârstă da. adolescenței. Cum te înțelegi cu ea acum, ca adolescentă? E, acum este o perioadă în care este rebelă. Mm. Adică azi dimineața a vrut să iasă în Hanorac. Am văzut uh. o poză pe Instagram cu ea în hanorac. Ți-am și zis A, uh, cu hanoracul ăla da, da, pe da. cap. Da. Fabuloasă. E, e manechin, direct. Uh, are, Eu cred că toți copiii sunt frumoși. Da. Uh, vroia să iasă în hanorac și cizme de iarnă, Cătălin. Păi de și? Ce înseamnă asta? Eu știu că este fata Iuliei Albu, dar totuși, era cool. Era foarte cool. Este puțin rebelă, dar este o, o fetiță foarte inteligentă în primul rând, care trebuie puțin, puțin ținută pe drumul cel bun, în sensul în care nu prea i place școala, dar nici nou, nici mie nu mi-a plăcut și trebuie ajutată. că adică nu-i place la modul că se vede mai mult în domeniul nu. ăsta artistic, în domeniul ăsta că... creativ să facă ceva, nu? Este ceva recent. Cred că nu-i place pentru că nu mai are acel sentiment să se vadă cu colegii. După pandemie? Să... Da. Cred că pandemia i-a afectat, -a afectat da. foarte mult pe acești copii, mai ales la această vârstă. Așa e. Și cred că va fi foarte dificil pentru foarte mulți să, să se reintegreze. Să și reia viața pe care o aveau înainte. O văd. Este dificil și nu este doar cazul ei. Da. Să sperăm că ușor, ușor lucrurile astea vor reintra așa Am normal. Așa. Și, Doamne ajută, unde o vezi pe Micaela la peste câțiva ani? Să știi că eu nu sunt genul acela de părinte care um, prefigurează viitorul copilului. Nici nu mi-au plăcut părinții ăștia, știi? Care văd ei pentru copilul lor să fie avocat, să fie doctor sau preot, sau mă rog, știți voi meserile astea care merg și pe vreme de război și de criză și de orice. Că eu vreau doar să fie fericită și să facă ceva care să o facă împlinită, să-i lase timp să trăiască și să facă exact ceea ce își va alege Pe tine cum te vedeau părinții? Când avocat, avocat 100%. Ceea ce ai și făcut, drept. I-am mulțumit. Ai terminat dreptul fel. și ai făcut avocatură? Am făcut avocatură, sunt avocat definitiv. M-am suspendat la cerere din barou. Suntem colegiu, tot avocat definitiv. Da, ne ajută. Am plătit taxe ca aștept. prost un 9 ani de zile, crezând că, că, dacă mă suspend nu mai am uh, carnetul ăla de avocat și că dacă nu o să mai am emisiune, trebuie să mă întorc undeva, să am un loc de muncă. Eu eram terorizată că va trebui să dau definitivatul din nou. Da, din și la fel, îți dai seama nu ce înseamnă nu am să te informezi. eu vă spun, deci... Cu toate că te plătești o taxă acum și practic îți iei carnetul de avocat și poți să profesezi. Exact. Dar uh, părinții te tăi te vedeau avocat. Cum te înțelegeai cu ei? Stați așa că văd cabinete asociate. Mamă, cum Albuș Albu și măruță. Albu și măru Sună mai bine albu și măruță. Deci, măruță și, și, albu. Da, exact. Vezi, albu nici nu am făcut. Deci nici n-am pornit afacerea asta și am început nu. să ne certăm de care nume e primul. Noi nu ne-am gândit la chestia asta. De ce n-am făcut asta? Cabinet de, de avocatură albu și măruță. Sună mai bine decât măruță, măruță și asociații. Că am văzut albu, măruță și asociații, da. Bravo. Cine e bun sunt asta. asociații? Știi ce facem? Punem pe hol două busturi mari. Domnul Alb și domnul negru, ceilalți asociații ai noștri, ca să fim și noi oameni serioși. Băi, tu îți dai seama? Intrăm în afaceri da. Mergem pe culoarele tribunalului. Ai, ai fost, ai profesat vreun pic? Am profesat. Am profesat La fel. un pic mai mult, vreo șase ani. Mm -hmm. Nu, nu m-am regăsit. Știi, avem așa o problemă cu faptul că oamenii nu se îmbrăcau foarte bine în tribunal. nu glumesc. Nu a fost pe asta. Dar a fost și asta un pic. Da, nu mi-a plăcut mediul. E apăsător. După și care trebuie am... să fi făcut pentru asta, a, adică să-ți dedici multe ore era acolo să le de judecată. era asta problema, că eu după aia am trecut la drept comercial, a fost mai simplu, aveam clienți străini, dar, nu știu, până, până la urmă n-a fost ceea când ce... Aveai, când erai avocat și aveai dreptul civil, te ocupai și de afacerea lui Mihai, nu? Nu m-am ocupat niciodată în calitatea de avocat de afacerea lui Mihai. Iar de alte aspecte m-am ocupat, dar niciodată în calitate de avocat. Mai ai uh, pantofii Mihai la acasă? Să știi că mai am câteva perechi. De bune, câte... Și sunt mai chiar ai? frumoase, da. Chiar am câteva perechi și sunt frumoase. Uh, nu mai am uh, pantofii de la nuntă, de exemplu. Dar face pantofi mișto, Mihai? Da, face pantofi frumoși. să mă că asta ți-a o intenție. Chiar... și făceam, adică acum nu mai face? Să știi că este greu cu această pandemie. Oamenii în industria modei au început să facă lucruri diferite. Dar el e un om talentat, nu? El este un om talentat. Întotdeauna a fost un om talentat. Uite ce fain să zici așa de fost. Cred soț. că eu am crezut foarte mult în el. Nu te-am mai auzit în ultima perioadă vorbind așa frumos despre el? Pentru că nu m a întrebat. El o să fie emoționat. Mihai Albu, fost ta soție, spune că ești un om foarte talentat. Este un om talentat. Am câteva perechi foarte frumoase făcute de el. Um, sunt pantofi pe care nu îi am, nu îi mai am, fie pentru că i-am făcut cadou unor prietene uh -huh. cărora le-au plăcut foarte mult, dar nu am dat doar din pantofii de la el, am dat și din alți pantofi, um, și sunt pantofi care n-au fost niciodată la mine în dressing, deși eu i-am purtat. Uh -huh. Și pe aceea nu mai am cum ar -a fi la cei de divorț. cei de Hai să mi iau da. barca să Luați barca. Luați barca de aici, nu de alta, da. dar amândoi poftim da. uh, la sushi ăsta, trimis de prietenii noștri de la Sushi Terra uh, și am stabilit că o să mâncăm după, după podcast, nu de alta, dar dacă ați observat, Iulia are un alt zâmbet de ceva timp și a făcut un da. aparat și a pus un aparat pus uh, braces. Da, un da. aparat ca să, să poți să ai un zâmbet impecabil peste câțiva ani. Eu nu cred în fațete. Nu cred în fațete, am... Jumate din bizoare asta are fațete și zici că au termopane toți în gură. Sau faianță. Da, serios, mi se pare că da. nu mai există o logică. Așa este. Eu am preferat să-mi rezolv problemele cum se rezolvă medical, nu neapărat doar estetic. Dar să știi că sunt persoane care au fațete foarte ok puse. Dă un exemplu. Mai să știi că... Um, uite, tot a, ce, cel mai hot subiect, dacă vorbim de fațete, este Dorian Popa. Bună, Dorian! Dar cum să te lui? Măi, e prea mult? Nimeni, în afară de el, n-ar putea să aibă fațetele alea și să nu arate fake. A, la el arată bine, adică? Da, cumva se integrează, știi? A, a, la el arată bine. arată bine. În primul rând pentru că are dimensiunea corectă de fațetă. Mm. Și chiar dacă sunt prea albe pentru gustul meu, de exemplu, pentru el funcționează cumva, știi? El are lucrul la american, așa, Baywatch. Da, 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 exact, Day exact. Watch. Da, din acest motiv. Dar nu merge pentru toată lumea așa. Și cine are cele mai horror fațete? Da, nu m-am uitat așa. Trebuia să facem și noi puțină documentare. Exact, și oricum la podcast nu Cineva. vorbim de lucrurile astea. Ei, de, de ce nu? Dar nu Hai că vorbim și de cine se îmbracă bine și proști și te întreb de câteva Putem. persoane. Dar vreau să mă întorc cu tine la copilărie, pentru că da. părinții te vedeau avocată. Care a fost relația ta cu părinții tăi în copilărie? Mai tata era, pentru mine, era ceva mai presus de soare. Deci nu exista persoană care să conteze pentru mine mai mult decât tata. Vorbim de prima perioadă a vieții mele până în 10 ani, mm -hmm. să spunem. În afară de asta, pentru că știi că așa cum îți iubești mama, nu poți iubi pe nimeni. Deci n-aș putea spune că era o competiție între el și mama. Dar tata era ceva absolut pentru mine. Îl divinizam. Îți făcea toate poftele? Nu, niciodată nu mi-am făcut toate poftele. Niciodată. Și toată copilăria mea am fost un să băiețește și am purtat doar gingi de la rifle și uh, pantofi sport. Și ce-ți mai, ce mai, ce mai plăcea la tatăl tău cel mai tare? Îmi plăcea că mă plimbam cu barca cu el. Îmi plăcea că mă ducea peste tot îmi plăcea că vorbea cu mine. Toate lucrurile astea, știi, mici, care atunci, care atunci nu le dai așa multă importanță neapărat, dar le simți că sunt importante pentru tine și că vor rămâne peste ani. Dar tu mai ai o soră? Am o soră, da. Și cu ea nu era la fel? Nu, pentru că... Ce pe împărțeala. Atât de mult mi-am dorit o soră, deci nu pot să vă spun. A fost... E mai mare ca tine? Doamne. este mai mică cu patru ani. O băteai când era mică, când erați mici. Cred că am văzut tot doar de două ori. Hai noroc. Știu. E un moment în care ea o să-și ceară dreptul la replică. Să știi că odată... O cheamă... Are un nume foarte frumos. Karin. Karin, da. Cu capa, da. Exact. Păi da, pentru că noi avem în familie și gene italienești și nemțești și atunci... Nu ai... La mine a fost lipsă de inspirație totală blank. De ce? Iulie? nu nume frumos. Născut în iulie, sincer. Da. Iulie. Da, mă rog, în fine. Uh... Mi-aș fi plăcut să mă cheme Voichița Vochița. Și domnița Voichița. Da, da, Pocam exact. Din prezant, cărți. pocește numele, nu e nicio problemă. Din cărți, așa de... Da, ar fi fost frumos. Domnița Voichița. Bine, aș și Adevărat acum. că te văd la un conac, așa peste câțiva ani. Să știi că și eu am și ochit conacul Năsturel. Da. Dar momentan nu. Nu putem să. Ok. E, te e, văd așa la da. un conac. Și aș vrea. relația cu tatăl tău de ce era asta ideală? Cu da. mama? Cu mama. Era... Sau cu mama era mai mult sora, Karin? Mama m-a născut când era foarte tânără. Cât ani? Avea? Nu, nu atât tânără, 21. Uh, și uh, trebuia să. Și lucreze, și tata lucra, dar cumva parcă era mai palpitant cu tata, știi? După aceea am descoperit-o mai mult pe mama. Și în... firește că una dintre cele mai importante influențe în viața mea l-a avut mătușa mea, actrița Ilana Focșa, care a fost sora bunicii mele. De și... ce zici firește? Ca și cum o mătușe poate să aibă un rol așa important în viața pentru că am și vorbit de multe ori despre asta și pentru că eu totuși lucrez în modă, iar aparițiile mele au și, au și um, început și au evoluat ca niște apariții, până la urmă, teatrale. Ceea ce port eu în general, atunci când apar pe TV, ne nu, nicio legătură nu la cu ce tine, în viața cu la zi... tine apar la ora 4. Ce aș putea să port la ora 4? Când erai la Bravo, stil sau când erai la Wow Biz, apărai... Da. Da, la Waubiz, da. La Biz, cred că era pe principiu. Uh, care poate fi cea mai excentrică ținută astăzi pe aia, Olai? Mi-am cam minte când aveai rujola dus era pe toată fața, foarte distractiv. Când aveai tot felul de lucruri în cap. Da, să știi că îmi amintesc de acea perioadă cu foarte mare drag. Am învățat foarte multe și, um, uite, prima persoană care mă suna dimineața joia dimineața să spună era producă... nu, chiar eu aveam joi emisiune după aia era Vineri atunci. Da? dar mă suna joi dimineața producătoarea emisiunii și după aceea toată lumea să mă întrebe cu ce apar în seara respectivă da, a devenit era să era toată seama. Lumea curioasă până și cei din echipă era deci ca -a... pe vremuri când apărea Gianina Corondan la meteo mai ții minte că te uitai Ei, la meteo în fiecare seară să vezi cum se îmbracă a fost frumos. dar da, stai că ajungem da. imediat și la povestea asta mai ales că pe scaunul ăla să știi că a stat și Cătălin Botezatul <coughs> A, da. da, da, da. O să povestim imediat despre treaba asta. Dar spune de Știu copilărie. Știu că m-am uitat la podcastul acela. Spunem de copilărie. <laughs> ce să spun de copilărie? Că era faină perioada aia. Mă întreb dacă alergam după găini. Nu, dacă alergai după găini. Știi, la urmă ori trecem... Mi-a plăcut cum povestea relația ta cu tatăl tău și că da. îți făcea toate poftele și că erai fata lui tata. Eram fata lui tata. Ai rămas fata lui tata și în ziua de azi? Nu. N-am rămas fata lui tata și în ziua de azi, dar... De ce? Sunt o persoană care își iubește foarte mult părinții. Părinții mei s-au îndepărtat foarte mult de mine. Ca urmare, a căsătoriei mele cu Mihai n-au fost niciodată de acord. Era o diferență de vârstă între voi, de asta? Nici n-au vrut să vină la nuntă, adică a fost wow. very last minute. Pentru că era o diferență de vârstă între voi? În primul rând din acest motiv -a. și au mai fost și alte... Probleme. 19 ani, 18 ani și un Deci, pic. între tine și Mihai Albu, 18 ani, da. și părinții tăi, de asta nici nu au vrut să vină la nuntă, pentru că nu, nu, uh, nu concepeau că era... fica lor se căsătorește cu cineva care e de vârsta tatălui. Sincer, au fost mult mai multe probleme acolo. Nu era doar asta. Știi, toată lumea are senzația că eu am fost căsătorită cu un milionar. Eu nu am fost căsătorită cu un milionar. Am fost căsătorită cu un om foarte normal, cu niște venituri mai mult decât modeste. Adică, nu s-a pus niciodată problema reală. Um, nu aș spune că părinții mei și-au dorit că eu să mă căsătoresc cu cineva cu bani că... dar cu siguranță și-au dorit altceva pentru mine asta este clar și acum îi înțeleg pentru că îmi dau seama că și eu mi-aș dori altceva pentru copilul meu deși Mihai are foarte multe calități este un om din multe puncte de vedere ok nu era pentru mine, clar dar l-ai iubit când te-ai căsătorit L-am iubit, cu el. că de aceea, de aceea ne-ai și căsătorit, de fapt. Și atunci s-a răcit relația între tine și părinții tăi? Da, atunci a fost începutul. Și relația asta a rămas și până în ziua de astăzi e acum... așa rece? Nu, acum suntem ceva mai bine. Dar tot avem anumite păreri contrare. Dar asta nu înseamnă că nu ne vizităm, că nu vorbim la telefon, că nu... Eu văd pe Micaela, nu... Dar nu mai e relația aia pe care o aveai tu cu tatăl tău când erai mică. Să fim serioși, cine mai poate avea relația pe care o ai în copilărie? În primul da, rând, că tu, dacă stai, să te gândești câte ore lucrăm noi în fiecare zi, abia avem timp să ne vedem cu partenerii noștri și cu copiii. Da, dar în același timp, știi cum, de la fata care își diviniza părinții. Și, acum, că, și acum îl divinizezi pe tatăl la 100%. Practic, o relație s-a răcit pentru că tu ai vrut să mergi pe un drum pe care ai crezut tu că e bine pentru tine. Da. Și poate, dacă nu s-ar fi opus atât de mult, nici n-aș fi mers până la capăt. Wow! Da. Pentru Cred că deodată copiii important. fac ceva și împotriva cuvântului părinților. Părinților, au zis, nu faci aia. Ba da, uite, o să fac să-ți arăt că o să fie bine. Cred că este important să vorbim despre asta, pentru că este o greșeală pe care o fac foarte mulți părinți. Și um, se ajunge în niște situații care pot fi evitate foarte ușor. Adică, tu vrei să spui că te-ai căsătorit oarecum din ambiție la un moment dat? Dumnezeu mai știe, Cătălin. Cu siguranță nu doar din ambiție. Dar a fost și un moment de la să vă arăt, știi ce? că a fost și o revoltă și a fost ceva... Nu aș putea spune, eu, familia mea a fost o familie bine din punct de vedere financiar tot timpul. Nu aș putea spune că ar putea să existe vreun dubiu. -a, Pur și simplu -a, a fost... de -a, ce se reproșează cel mai des Câteodată acum. așa este să fie. Nu ne mai certăm. De ce îți reproșează acum cel mai Nu rău. ne mai certăm. Noi nu ne mai certăm. Dar au fost certam. momente când vă certați rău? A fost momente când ne certam rău, pentru că, știi, atunci când nu ești de acord cu o uniune, este normal să spui, mai ales când ești părinte și vrei binele copilului. Acum, dacă copilul are căști și nu aude. Da. Și cu sora da. ta, relația? Foarte bine. Noi suntem foarte apropiate. În de faptului că am bătut-o de două ori, așa cum am zis, da, odată. Și-a meritat. Aș merita. Nu, doamne, frește-te. care era puricioasă. Nu vreau să încurajăm violența sau bullying. Da, da, seama ferește. că glumim despre ce vorbim. Nu, n-am Doi de copii fapt, care aveau. Dar, da, da, mă rog, în fine. Da. Erau mici hai, și se hai, mai ceundeau. Hai, hai, hai să dar, nu ne certăm chestia asta. că Știi ce vreau să te întreb? Știi ce îți place cel mai mult la rolul de mamă? Întrebare foarte dificilă. Știi ce îmi place cel mai mult? faptul că pot fi lângă fica mea fără să-i impun nimic și pot să mă bucur de de ea într-un fel fără a pune presiune. Este atunci când simți un copil care crește sub ochii tăi fără să fie pus într-o anumită direcție și doar îi reglezi un pic direcția. Foarte puțin. Prin sfaturile pe care îi le dai, prin timpul pe care îl petreci împreună, mi se pare lucrul cel mai frumos. Și mă gândeam, uite cum o să fie când o să plece de acasă, când o să. Mm. <coughs> vârsta aceea. Are 12 sunt, ani. Sunt Sigur că și tu te gândești cu da, Eva, că seama. va veni momentul acela, știi, da. în care va pleca de acasă, se va îndrăgosti, bunește și asta va fi. Și cred că, din punctul ăsta de vedere știu că dacă am atitudinea corectă acum, ea va ști singură ce alegeri să facă. Și oricum eu nu voi fi genul de părinte care să o îndepărteze dacă face o greșeală. Lucruri pe care l-au făcut părinții tăi cu da, tine. Da, l-au făcut cu mine, dar așa cum spuneam, acum lucrurile sunt mult mai bune. Te-ai simțit atunci când s-au îndepărtat de tine? Ah. Nu știu, ca și cum nu mai e pe nimeni, știi? Adică, totuși... M-am simțit m-am simțit, am avut aproape câteva prietene foarte bune, două, um, dar părinții sunt altceva. Știi, de fapt, niciodată n-ai lăsat să se vadă latura asta ta. Știi, o femeie care practic a luptat pentru partenerul tău, pentru faptul că credeai într-o căsătorie, pentru că iubeai, și chestia asta ți-a distrus relația pe care o aveai cu părinții? Niciodată n-ai povestit de treaba asta. Pentru că nu consider că este așa un lucru important, pentru că fiecare avem dramele noastre în viața de zi cu zi și um, mai trebuie să fie și locul și momentul pentru a spune anumite lucruri. Și dacă ai putea să dai timp până apoi, ce-ai schimba? ce ai schimba... Acum că știu care sunt numerele la loto. <laughs> m-aș schimba da. foarte multe, printre care faptul că aș lua conacul nostru de Asta exemplu. E, colan, conacul da, ăsta de da, acolo, da. da mă tot gândesc la el să știm. Dar uite, um, pentru că tot vorbim de uh, lucruri la care te gândești și lucruri da. pe care le-ai schimbat. Uh, cum, cum, care sunt planurile tale pentru viitor, știi? Cum te vezi tu peste 5 ani? Nu albu peste 5 ani? Cu siguranță va fi o reorientare din punct de vedere profesional, în sensul în care voi trece la un alt nivel în carieră. În următorii cinci ani? Da. Adică nu o să mai fi pe Chiar sticlă, o să fii în mult spate. Mult mai repede, nu. Nu mă văd în afara sticlei. Știi care este culmea? Eu niciodată nu mi-am dorit să, fiu în să lucrez în televiziune. Mm -hmm. Absolut niciodată. A fost, cred că, cea mai fericită, printre cele mai fericite întâmplări din viața mea, profesional vorbind. Deci asta e peste 5 ani. Da, nu neapărat peste 5 ani. Să știi că mă văd foarte rapid, făcând ceva nou. Mm. Și. Putem a... să zicem că pleci la. Nu știu. Te <laughs> vrei să dea afară? Da. <laughs> glumesc. ciucă! Tăiați la montaj! Stai la montaj! Man, nu te. Da. Nu. Mm. Wow. Uh. Deci, știi, știi cum e sentimentul ăsta la masă? Uh, Iulia Albu, fosta mea colegă, actuala colegă de la. Hai să. Să ai succes! Ben, mulțumesc! Dar, totuși, trebuie să-mi spui unde te vezi peste 10 ani. Dumnezeule, sper că peste 10 ani să pot să ies la pensie, să mai lăsăm și generația tânără, Cătălin. Nu, no, dar vezi toate lucrurile astea. Că nu. Când te întreb unde te vezi peste 5 ani, peste 10 ani, da. la tine sunt legate de profesie. Da. da te mai vezi, mamă? Te mai vezi îmbrăcat în rochea de mireasă? Mă văd îmbrăcat în rochea de mireasă și mă văd și mamă. Mă văd mamă de încă două ori, cel puțin. Da? Da. Cel puțin? Cel puțin. Mm. Mi-am făcut așa sucătare, că dacă fac tripleți... Ok, Se nu Să rezolvă. Nu știu exact cum va funcționa chestia asta. Mă rog, putem dezvolta subiectul. Dar mai care um, în familie tripleți sau pur și no. simplu... Se prin mai întâmplă, stimulare și prin uh, se mai întâmplă și surprize. tratamente medicale. Se mai întâmplă și surprize în viață. Uh, și o să te mai uiți la ProTV când o să fii la... O să mă uit uh, în măsura în care mă uit și acum. Adică o să-mi dai mesaje, să zici ce mă mai uit la tine sau asta. Uh, o Eu o să-ți să dau un mesaje când o să fii la... Normal că o să-ți dau mesaje, că tălin ce tot. Spui adică prietenile rămân chiar dacă nu mai ești în aceeași televiziune. Dar jumătate din oamenii cu care lucram la canal de... Lucrau acum la tine, lucrează acum la tine la emisiune. Uh, Andrei Dobrogea nu e jumate din oameni. Nu, dar mai, au mai fost. Da. Cristina. Cristina. Da, multă lume. Zi tare, ciucă. Cristina Șolean, cred. Da. Cristina Petrescu. Da, asta da, e. O lume, vezi? E o lume foarte dinamică, care se plimbă așa, da. de la o televiziune la o televiziune. Da. Oricum, să ai succes acolo. Mulțumesc. Asta e tot ce contează și te mai vezi mamă de două ori. Mai văd mamă de două ori. Să știi că să fii mamă nu înseamnă neapărat să fii mama biologică a unui copil. Mă văd și adoptând un copil. Și îmi doresc mult să fac asta. Este foarte dificil. Așa, la nivel declarativ. S-a mai relaxat puțin procesul ăsta, dar uh, nu mm, e cel mai ușor. Este dificil să adopți un copil din punct de vedere tot, adică nu doar pentru că este dificil din punct de vedere legal. Este dificil să ai un copil adoptat și copii naturali și copiii tăi naturali să-l trateze ca și când ar fi fratele lor. Da, Știi? E, e o miză asta. Este greu și este frustrant pentru acel copil și este o luptă foarte grea ca să reușești. Uite, să spun, nu știu dacă voi reuși, dar îmi doresc. Prietenul meu, Bodo, de la Proconsul da. și soția lui Loredana, la un moment dat au vrut să adopte un copil. E o poveste pe care i am mai spus-o și de asta am permis să o spun. Da. Au vrut să adopte un copil și s-au dus la un moment dat la un centru de plasament și acolo, când au văzut, uh, uite, suntem, am făcut toate demersurile să-l adoptăm uh, pe, pe băiețel, și de acolo au zis, dar el mai are un frate. Și atunci, și bodoșilor, Rădean a zis, păi nu pot să-i despart. Vreau să vin să iau pe amândoi. Mi se pare corect. Și mi s-a părut chestia asta extraordinară. Da. Și mi-am dat seama, pentru că am fost vecini pe acea stradă mulți ani, băi, sunt niște oameni fabuloși, cum au putut să ia pe copiii ăștia să le schimbe destinul i-au luat, uh, cum uh, se duc cu ei săptămâna la biserică, cum uh, se ducă să învețe să cânte la instrumente, cum uh, apreciez foarte mult oamenii care au curajul să facă lucrul ăsta, pentru că îți trebuie puțin curaj. Este foarte adevărat. Îți trebuie și puțin curaj și îți trebuie și multă, multă, depusă foarte, foarte multă muncă pentru asta. Și, într-adevăr, merită aplaudații. Da, toți. Bravo, asta o să fie. Uh, vezi, hmm. oamenii te descoperă un pic pe tine și altfel. Pentru că asta spuneam, e armura aia, dar în sufletul al tău e și tu om. Hmm. A, dar nu. Tu nu credeai că sunt om după patru ani. Nu, nu câteodată, Dumnezeule, nu. Incredibil. Te luai toată ziua de Adelina Pestrițu. Ai ceva oh, personal damn. cu ea. Acum și cu Andreea Bănică, și cu Andreea Antonescu. Trebuie să spun. Și cu Andreea Balan. Bine, o să spun. Să știi că. Te-am enervat. Nu. Nu m-a enervat nimeni. Este foarte simplu. Părea o luptă activez. personală la un moment dat. Eu știu că părea. Știu că părea. Citesc și eu comentariile oamenilor care se uită la emisiune. Simpla realitate este că poate și datorită faptului că am fost bullied în copilărie foarte mult. Adică a fost ceva... Adică ce ți se spunea? În afară de faptul că eram extrem de slabă și mi se spunea toate felurile... Nu pot să cred. două bețe apar de mers pe drum și toate lucrurile astea. Și am avut probleme foarte grave, din punctul ăsta de vedere, cam până în clasa 10 -a. Um, măi, știi ceva, eu nu-mi doresc a fi ca fica mea să cu niște exemple din asta în jur. Și este dreptul meu să nu-mi doresc exemple gen. Ea. Adică eu doresc ca fica mea să înțeleagă că nu are nevoie să-și facă foarte multe operații estetice pentru a se putea uita la ea în oglindă. Doresc ca fica mea să înțeleagă că doar prin muncă și prin studiu se poate atinge performanța. Nu -mi doresc ca ea să trăiască într-o societate în care îi sunt date, de exemplu, niște persoane care au ajuns acolo prin niște conjuncturi. Și nu e greș nimic greșit în asta. Asta este ceea ce eu cred. Și acum s-ar putea să fie oameni care să zică, ok. De să țin uh, că nu vorbim de Andreea Bolan aici. Da. Că n-aș vrea. Pentru că Andreea, știi, Andreea are o carieră foarte frumoasă. Ai vorbit niște lucruri generale ca să nu nominalizăm cineva. La Andreea a fost mai mult jocul ăsta cu um, ce declară ea, cum se vede ea, mai mult decât uh, faptul că nu face ceva greșit. Și să fim serioși, eu asta fac. Eu critic. Este un job. La fel cum un oenolog știe să vorbească despre vin, eu știu să vorbesc despre modă. Ha, știi cum e? La un moment dat, probabil, unele personaje repetându-se, lumea le-a perceput ca și cum parcă ai avea ceva cu ele. Știi, știi cum e, Cătălin? Lumea multă se puțină. Despre cine să vorbim, că nu suntem la Hollywood să avem atât de multe celebrități. Bă, mie îmi place discuția asta. Pentru că, exact, foarte mulți oameni și pe noi ne judecau și spuneau: faceți lucrurile astea pentru audiență. Da, televiziunea despre asta este vorba. Despre. În televiziune despre asta este vorba. Despre audiență. Genul oamenilor care spun: de ce nu aduceți Olimpici la televizor? Este un gen de oameni care, în proporție foarte mare, cred că e un gen de oameni ipocriți. Pentru că aduci olimpici la televizor, aduci oamenii care sunt senzaționali, nu știu, la matematică, geografie, biologie, îi prezinți, iar a doua zi televiziunea îți oferă posibilitatea să te uiți pe o audiență, să vezi minut cu minut cât de interesați au fost oamenii de acele subiecte. Și constați în mare parte că oamenii n-au prea fost interesați, ca să fim sinceri. Știi ce cred eu, Cătălin? Că este vorba... Despre cum fiecare entertain, entertainer pune lucrurile în context și despre proiectul pe care îl are. Există proiecte care îți permit să faci anumite lucruri și există permi proiecte care nu îți permit să faci mm -hmm. anumite lucruri. Firește că eu dacă aș fi vorbit despre cum se îmbracă Liceanu? nu. <gără> Vă dați seama și. Nu era da. succes? Ar fi era fost, dar dacă veche ar, fi... Veche. ar fi fost. Era în dilema veche. Da, da, ar fi fost. Dar nu până la capăt, nu dacă aș fi vorbit doar despre și încă câțiva. Cu siguranță publicul dorește entertainment la anumite ore și asta trebuie să le dai. Eu cred, pe de altă parte, dacă tot mă întreb și este să fim sinceri, că dacă tu, de exemplu, ai face niște provocări indirect, una cu un Olimpic și una cu o pițipoancă, A avea succes, aia avea un rating super mare, dar trebuie ca. Pe proiectul da, dar acum tău... povestea în felul următor. Olimpicul zice că nu vrea să vină Asta să se asocieze este. cu pițipoanca. pentru, că, pentru că, că se face de râs. Pentru... Iar pițipoanca zice că nu poate să stric ce imaginea că se asociază cu Olimpicul. Aici este de fapt problema pe care oamenii nu o înțeleg. Televiziunea este un. Lucru foarte complex. Și există foarte puțini oameni care rămân pe sticlă după ani și rămân pe sticlă pentru un anumit motiv. Pentru că înțeleg nevoia publicului și ceea ce publicul dorește. Asta este tot. Este de atât de simplu. Deci nu de condamnat. Nu este condamnat. Nu este condamnat niciodată. Și plus, atâta timp cât lumea se uită despre ce vorbim. O să facem un felul următor. Uh, și o să vreau să zic ceva înainte de asta. O să vreau să te întreb ce cafea vrei. Nu mai vreau cafea la ora că Cătălin, A dar bine, hai să zicem, un flat white. Ciucă, avem, nu de alta, dar avem uh, pe aplicație, pentru că prietenii noștri de la Delonghi au uh, Espresorul uh, numărul 1 în lume și te ajută din aplicație să comanzi. Eu vreau un cappuccino, Ciucă. Și, uh, Iulia, ce ai zis că vrei? Un flat white. Au, da, Ciucă? Rezolvăm treaba. O rezolvăm. Perfect. Și vreau să zic ceva, știi? Uh, dacă am văzut un produs foarte bine implementat la o persoană care postează des pe Instagram sau pe, pe Facebook, e faptul că pentru mine produsul ăsta care e pe masă acum, cu vitamine, magneziu, ce ai mm. adus tu pe masă, da. este un produs care mie mi-a sărit în ochi pentru că l-am văzut la tine postat pe Instagram. Și că l-am văzut la un moment dat, când erai la Bravo Style, nu știu dacă aveai reclamă cu ei sau nu. Am avut Băi, nene, colaborare era. Cu ei. Da, era foarte elegant acolo, știi? E un produs foarte ok. Um, dincolo de asta, da, am avut o colaborare frumoasă. Și chiar, uite, Bravo Style chiar a fost un proiect frumos. Cât ai stat acolo? Oh, cred că trei sezoane. Te-au dat afară oh. sau ai plecat? -o? Fii sinceră. Să fiu sinceră. Plecat. Deci nu te-au dat ei afară? Nu. Bravo a fost un proiect care a putut fi adus în România pentru că această televiziune avea o persoană care era foarte urmărită pe această zonă de modă. Și întâmplător acea persoană am fost eu, putea să fie oricine altcineva. Care acea -a persoană întâmplat... avea o rubrică în fiecare zi, în fieca... zi a săptămânii, în fiecare joi da. la Wobiz. Când mă gândesc acum, Doamne, deci era să discuta la efectiv fiecare colț de stradă despre ce am spus, ce n-am spus. No, Era și no, bine no, no, și rău. No, no. Se discutăm primul știți... rând despre cum a venit Iulia îmbrăcată. îmbrăcată. Doamne, de ce asta... Dar da, știi, la un moment dat aveai mască pe da. față, aveai da. rujul ăla. Uite, poate da. ciucă, o să punem niște poze da. cu cele mai excentrice ținute ale da. Iuliei ca am să am vadă avut... mai des pe ce vorbim. Aveai bodnița aia, aveai da. rujul, aveai nu știu ce lucruri în cap. Cred Pentru... Pentru... că îți zi întreagă să poți să faci treaba asta. Adevărul e că mi-era foarte simplu. Îmi venea natural, era un lucru foarte simplu pentru mine și pe mine m-a ajutat acest pretext să le explic oamenilor ceea ce de fapt vreau să le explic. Ori pentru ca oamenii să fie pregătiți pentru ceea ce eu vreau să le spun, pentru că totuși să fim serioși în televiziunea din România n-a existat niciun fel de altă rubrică de acest tip care să aibă acest succes. A, asta e adevărul, știi? A trebuit să le dărâm niște bariere pe care ei le aveau, niște bariere estetice în primul rând. Da, dar cred că au mai fost oameni care aveau rubrici de modă în televiziune, dar da. faptul că nu era un personaj, cum să zic, eccentric, mereu discutat, mereu vizibil, așa, au trecut poate mai repede, mai mult sau mai puțin să știi neobservat. Motivul, știi, m-am întrebat de multe ori, Oame... oamenii oare m-au. S-a uitat la mine în prima fază pentru că aveam o găină pe umăr, pentru că. Îți dai aveam seama că s un un tins. Și Îți dai seama că de. era chestia asta. Și că m-am gândit de multe ori, totuși, găina este o pasăre obișnuită în curțile românilor. Da tot românia bune... a fost odată o găină, că mi s-a părut incredibil de. Da, dar să o duci la televizor să fie de animalul tău de companie nu prea era. Ea chiar a Asta fost... cu găina a fost o găselniță. cu ea a fost ideea. Nu, ea chiar a fost animalul meu de companie și nici n-a fost prima măcar. Deci tu, chiar aveai găină da. Nu, nu aveam găină, aveam o găină. Că, ai zis că n a fost prima, adică ai mai am avut. Am mai avut înainte de ea. Adică chiar era la, la tine acasă, în apartament? Da. Nu tot timpul. Uh, pentru nu tot timpul. Iulia. Mulțumim mult, domnul Ciucă. Ciu, Mulțumim. Bă... Mm. O să, o să... Vezi că arde, atât vreau să spun. E un pahar care mm. ți ar putea să te păcălească, pentru că este dublu, da, dar s-ar putea să ardă. Dar miroase foarte bine și. Mm. Da. M-am um, gândit să știi. Și uh, nu am găsit un răspuns concret, dar cu siguranță au continuat să se uite la mine pentru că le-a plăcut ce spuneam cât poți te uiți la cineva care este doar excentric. Nu este ca Dar și cum n-ai asta... mai văzut pe nimeni excentric în viață. Sincer, te deranja când ceau nebuna de Iulia Albu. Nu, mie mi-a plăcut chestia asta cu nebuna cu găina, pentru că în istorie în România nu este nicio altă nebuna cu găina în afară de mine. Deci adică ok, clar... știți cum Am vrut să vă atrag da. atenția, am reușit, mulțumesc, felicitări, mergem mai departe. Nebuna cu găina. E foarte simplu. Eu am avut întotdeauna ceva teatral, ceva excentric în apariții dar există și proiecte care nu-ți permit o asemenea libertate. Și, de exemplu, emisiunea ta a fost unul dintre aceste proiecte. La ora patru jumate nu poți să apar oricum. Și să fim serioși, acum există etape de care treci. Și asta este foarte important. Nu, acum am un alt animal de companie. Ce? O să aflați. Nu o să apar cu el la televizor. Mereu ne sau poate da, sau hmm. poate nu Cine sau știe. poate da, sau poate nu Știi ce vreau să te întreb? Și poate o să pară ciudat nu spuneam că acolo pe scaunul l-a stat și Cătălin Botezatul da. Deci ai fost la Bravo I ar putea timp? să pară ciudat Nu, vreau să, după aia, mi-am adus aminte nu, de altceva Câteva sezoane Câteva sezoane se... bune Da Cred că vreo trei sau patru Dar care e relația ta cu Botezatul? Nu avem nicio relație, dar n-am avut niciodată V-aș la un moment dat. Nu, a, a, a fost povestea cu. De, de fapt, prima oară știu când s-a produs. Prima oară a fost când m-am căsătorit cu fostul meu soț și trebuia să-mi fac rochea de mireasă. Și fostul meu soț, și pentru că își dorea foarte mult și cătălin să-mi fac rochea, ei au insistat foarte mult să-mi o facă el. Iar eu am spus, nu vreau să-mi fac rochea de mireasă, răzvan ce un punct. Trebuie pentru care Răzvan Ciobanu mi-a făcut rochia, că altfel nu m-aș fi căsătorit. Cu toate că soțul tău, Mihai, ar fi vrut să o facă căsătorit. Îmi pare rău, dar nu mă interesează. Dacă voi credeți că ați văzut Zila, nu m-ați văzut pe mine. Deci nu exista decât cum vroiam eu. Ok, și? Da, și bineînțeles că mi-a făcut-o Răzvan până la urmă. Dumnezeu să Deci aici a fost un prim conflict. A fost prima chestie. După care nu mai. Au fost niște lucruri, dar sincer, nu eu am și pot și am putut întotdeauna să lucrez cu orice. Dar cum l-ai descrie pe Cătălin Botezat în trei cuvinte? Nu știu, așa de dificil, că eu nu-l cunosc atât de bine. Și mi se pare și cumva nedrept să descriu un om pe care nu-l cunosc. E adevărat că un sezon am filmat împreună, dar nu am avut intimități și lucruri de genul ăsta. Mm -hmm. Pur și simplu filmam foarte multe ore pe zi și cred că fiecare dintre noi eram preocupați de lucrurile de acasă și de ce avem de făcut dar acolo. Vă vorbiți? Nu, dar nu. Dar Asta nu... Aș vrea să fiu aceasta, Andreea Marie. Te rog. Ciucă, nu. putem să conectăm telefonul. Conectați telefonul. Pentru că o să-l sunăm pe botezat. La absolut conecta. îmi place -a vocea asta Știi, dacă închizi ochii, este așa, Iulia Albu. Știi ce vocea îmi plăcea mie când eram în copilărie? Eram copil. Si. Cristiana Andrei. Doctorul. Doctorul Cristian. Doctorul Cristian da, Andrei. Da. Ascultând toate emisiunile, mi se pare fascinant. Și noi am făcut un podcast cu El Fabulos și facem niște proiecte speciale, 30 de minute, dedicate unui singur subiect. iar marți va fi un, un prim podcast cu doctorul Cristiana Andrei pe un anume subiect, doar 30 de minute, să știi. Da. E un om foarte mișto, foarte tare. Este un om. Tu ai care... fost vreodată la psiholog? Da, am fost. Când? Am fost după ce am divorțat. Am avut nevoie. Știi, aș vrea să le spunem oamenilor da. că nu e nimic rușinos să nu, te duci să ceri ferește, ajutorul, doamne. știi? Adică te ajută chestia asta să da depășești. Dar de ce să fie asta o problemă? Am avut nevoie de un psiholog, nu neapărat pentru că am divorțat, ci pentru că viața mea s-a schimbat foarte mult și am avut nevoie de un sfat care să vină de la un profesionist, nu de la un prieten care este acolo cu mine, știi, și este subiectiv tot timpul. Și te-a ajutat? Da, cu siguranță da. m-a ajutat. Atunci, un sfat ar putea să fie și pentru cei care ascultă podcastul nostru, nu vă fie rușine dacă uh, simțiți că nu mai puteți, apelați la un om de, de specialitate pentru că în, vă ajută. Da, asta este ceva civilizat. Adică înseamnă în că stres... ai suferit mult după divor, la divorț. N-am suferit neapărat mult, mi-era foarte dificil, lucram foarte mult, mergeam la facultate în timpul zilei, căci facultatea da. de arte nu poți să o faci decât la zi. Dar tu ai studiat și în Londra? Nu, n-am studiat în Londra. În Londra, Dana Budeanu a studiat, Nu. Ești sigur? Știu că a făcut cartea aia manual de stil sau citisem undeva. Nu știu, că a studiat în Londra? Nu, ceea ce încerci să-mi spui este că acea carte, o carte fabuloasă scrisă de Ninia Garcia, este tradusă impecabil de Dana Budeanu și în românește. Să un pic, nu e cartea ei? Nu. Adică, mă rog, probabil este în România sub semnătura ei, dar este o carte care a avut multiple discuții, pornind de la faptul că este... Aproape identică cu cartea Nene Garcia. Da, avea două cărți, și stil masculin nu și știu, stil că feminin. Nu urmăresc, ah, okay. îți dai seama. Nu dar nu. tu urmărești pe ea, pe Dana? Să zic că am uitat la câteva episoade pe YouTube, pentru că face un stand-up fantastic. Este ok. Să știi că am învățat că nu trebuie să judeci oamenii după, atât de strict după standardele tale. Pentru că, până la urmă, ea face o treabă bună. Nu face ce fac eu, de exemplu, dar nici eu nu fac ce face ea. Și este ok așa. Fiecare are loc. Dacă mă trebuie acum dacă o prefer pe Dana Budanu sau pe Oana Zăvoranu, o să fiu subiectivă și să spun că mie îmi place Oana. Pentru că eu am fost în aceeași emisiune cu Oana la un moment dat. Nu știu dacă ai văzut. Cu Oana Zăvoranu? Da. Deci a fost fabulos, tot atunci, pe vremurile mm -hmm. a, proiectului Wow sau Bau. Și... A, a fost, a venit cu niște chestii înfipte, nas, cu niște ceva legat de cap. I-am spus să-și scoată chiloții pentru că avea o rochie transparentă și i-am spus că nu poate să poarte cu lenjerie intimă și a scos în direct. Și eu o iubesc pe Oana. Nu sunt de acord cu, bo ce cu body și shaming pe care îl face, dar o iubesc pe Oana. Pe ce treabă are cu Dana? Pe fac același lucru. Cum, Oana Zăvoranu și Dana Budeanu, același a? lucru? Fac stand-up amândouă. Bine, știi, wow. eu aș și de cresc... și Deci tu ai cumpărat bilet la. Eu aș. Mai ales dacă ar fi amândouă, una contra cealaltă, cred. Un betel. că Aș fi în locul întâi. Nu minți și tu. Uh, eu. Uh, acum stau să mă gândesc, cred că aș cumpăra la amândouă. Și eu la fel să știi. Și. Uh, uite, mi se pare important. Că tot ai adus discuția de studii și de asta. Și că toată lumea mă ajută că, oh, că iară spui că ai făcut știu ce facultăți și că ai nu știu câte școală și așa. mai este foarte important să se știe fiecare om ce studii pentru că altfel nu știi în ce calitate vorbește. Și sigur că și eu pot să-mi inventez o mie de diplome fictive. Dar, în definitiv, o adresă către universitatea respectivă este suficientă ca să afli. Adică lumea poate să afle că tu ai făcut... Uh... Nu, nu, nu vreau să vorbesc despre ce școală am eu. De am vorbit atâția ani... Adică tu vrei să spui despre ce școli nu au alții, dar se dau că leau. De, acum devin, mă plictisesc eu pe mine spunând ce am făcut și ce am făcut. Dar tu asta ai vrut ori... să fii subtilă? Da. Am, nu, eu nu sunt, eu sunt. la fel de subtilă ca un ciocan în mijlocul capului. Deci tu ai capului vrut să spui, dacă vrei mereu. să știi ce școli au făcut da. ăștia care se dau mari designer de modă, căutați la facultățile alea unde se laudă ei că au fost. Da, și în general, știi, este și cumva greșit că toți simt nevoia să, să se justifice, dar ajungi să te justifici când în jur ai atât de multe exemple... Mi-a căzut microfonul, iartă-mă, cred că a fost uh, gândul Danei Budeanu, care în ultimul stand-up uh, s-a luat și de noi, că cum să stea doi bărbați să vorbească? Ce să ia? Da, ce ce poți... să ia Fatalei, fătelei Fătăleule! Da, dar pânz. ce fac doi bărbați? Am stat cu doctorul Cristian vorbesc. Andrei de vorbă. A, și dacă nu vorbesc, și ce fac? A fost, n-a fost bine. Adică, doi și... bărbați fac podcast de asta să plângă, doi bărbați să spună ei cu te iubesc. Da, am înțeles, a fost, da, e, mă rog, bine. acum. Să știi că, uite, oamenii se uită, consumă produsul și înseamnă că produsul este, este ceea ce trebuie pentru piață. Da, să știi că ne bucurăm foarte tare. Podcasturile da. uh, chiar au reușit să ajungă la foarte mulți oameni, iar acum sunt pe... <coughs> Alo! Alo. Bună ziua! Alo, Domnul Cătălin Botezatu! Să știi că te-am luat așa oficial pentru că sunt la podcast, iar pe scaunul pe care ai stat tu stă Iulia Albu și am zis să fiu aceasta Andreea Marina podcasturilor românești și iată, după foarte mult timp în care nu și-au vorbit Cătălin Botezatu și Iulia Albu, se întâlnesc aici la podcastul acasă la Măruță. Dar nu-mi strica aici chimisterul și asta. Da, Ok, nu ne-am vorbit de când a plecat de la noi, dar... De la Bravo stil. Da. Da. a spus... Tu, tu știai? Știi ce mi-a zis mai devreme? Că nu. Mihai Albu, atunci când s-a căsătorit cu Iulia, vroia rochea de mireasa Iuliei să fie făcută de Cătălin Botezatu, iar Iulia nu și-a dorit lucrul ăsta și și-a dorit să o facă Răzvan Ciobanu, ceea ce s-a întâmplat. Și deci că de atunci există râca asta între voi. Nu e adevărat, nu. Ea chiar a purtată... Cred că la Columbeanu a purtat o roche Botezatul, Zis, nu, rochia da. e de mireasă. A, rochia de mireasă. Acum, normal că orice mireasă Trebuie vizează într-un <coughs> anume fel și trebuie să-ți facă rochia la creatorul pe care și dorește. Nu? da. Niciodată nu Da, a purtat și creații Cătălin te Da, știu, în perioada aceea, da, dar nu, nu, nu asta nici nu contează. Hai, vorbiți și voi, ziceți-vă salut, Se, hey, Iulia, salut, Cătălin. Bună, Cătălin. Te pup, Iulia, te pup. Să știi că eu cu Iulia am înțeles foarte bine acolo, la, la, la Bravo. N avem voie să vorbim de alte posturi, nu? Ba da, suntem pe online, la podcast. Fii pe fiate în ce se întâmplă aici, vorbim la podcastul acasă, la măruță. Eu, încă la Pro TV. <laughs> uh, Iulia Albu a plecat uh, în altă parte, iar tu ești la Canal D. Asta e, ne, am întâlnit noi toți vreo da? da, exact. Să <fie> știi, uite, treabă, bă, Iulia e martă, ne-am întâlnit foarte bine. Eu cu ea, cel puțin, din toată echipa, ne-am întâlnit foarte bine. E adevărat? Nu, no, Iulia, zici și tu ceva? Te ascultam, eram siderat. Să știi că-ți dă ochii peste cap. Nu-mi nu dau ochii peste de cap. De ce, ești, de ce ești răutăcios? Cum adică îmi dau ochii peste cap? Păi nu încerca să te fac să vorbești. Ai zis că ești De ce Sunt, scă siderată, scă scă. Sunt, scă. Sunt de Cătălin, nu, nu de tine. Da, da e Auz, okay. vreau să știi că eu tot timpul, poate că ea știe și... De fapt, ne-am și spus, că, sau poate nu știe. Eu tot timpul am considerat, înainte de a deveni un personaj, și asta nu înseamnă că e ceva rău, doamne, să rește, adică o nișă și e foarte bine, am, am spus că Iulia este o femeie foarte frumoasă, o femeie care are multă de arătat, atât în perioada aceea, de care sunt sigur că nu vrea să vorbesc când a fost un Mihai Albu. Dar, așa, fiecare la în început, când uh, mi-a dat aminte că, uh, mă rog, nu era personajul sofisticat, îmbrăcat sofisticat, era personajul îmbrăcat, rafinat și care emana acea frumusețe și acum nu-i fac un compliment, după care a devenit un personaj și normal ca. Uh, se îmbrăca altfel și aborda, eu știu, ținutele de dar într-o altă manieră. Dar asta n-a făcut să scadă în ochii mei nici o secundă cu nimic. Eu o apreciez, în primul rând, ca femeie, mamă și nu, în ultimul rând, pentru ceea ce face. Nu e o să n-are știe, a la ea. Zic cu voce tare tu. Mulțumim, Catalin. Te pup. Mm, dar de ce? Eu, eu te pup ah, okay. nu, 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 de... nu nu de Nu, a fost de acord, dar cred că e povestirea asta cu televiziuni, cu un Nu, nu? nu? -a, nicio problemă, nu. A, mi s-a părut că. ai vrut să-l oprești tot... brusc și el a fost drăguț. Ei, a fost foarte drăguț, că e tot a, timpul da. drăguț. Da, este. Dar de ce? Oamenii migrează, se de la o televiziune sau alta și. Puteți să-i dacă te duci unde te mai bine, nu? Da. tu ai salariu mai mare la Bravo estil decât avea ea? Nu știu, mamă, ce... mamă, 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 Nu știu. știu. Deci de la canalul știi că luat banii tuturor. Adică, deci tu ai luat banii tuturor? Nu știu, mă glumesc, mă glumesc. Are bani știu, mulți, mă, știi că data trecută, ciucă a venit cu ceasul dar la de aur. Nu contează. Auz, dar, dar, auzi, nu banii contează, mai. Sufletul. O vorbă foarte mare. Da. Foarte contează mare. Să cine e lângă tine, să contează să iubești, să fii iubit. Să... Și acum te-am spus podcast atunci. Să Corect. cineva frumos și să te iubești. Yep. nu, că acum te să-l te să, să, sun, să sun pe Mihal, că nu. Deci dacă nu-l sun, deci nu deja asta trebuie să fie o premieră intergalactică. Da, să sunăm pe toată lumea. Cătălin, să știi că mă bucur love, mult de tot că ai love, răspuns. da, love. da. Mă bucur mult că ai răspuns. Și vream, vream vreau, vreau să-i spun Iulei că și atunci când ai... Când ai fost la podcast, Sunt la fel ai vorbit de ea. Madeira, dar te-am răspuns așa pentru că am zis hai, că simt că trebuie să răspund că nu te-am numărul dar mi-apare numărul fără, fără Bă, număr, Ești Madeira? Sunt în Madeira? în Madeira Plouă fel, acolo? Nu, e soare și e foarte cald. E eh, okay, o grădină tropicală la 5 o'clock. Bine, că. ok. Și noi suntem într-o grădină... Tot <laughs> tropicală aici la 9 uh, o'clock. Ca, ca nu mai există burcă de genul, s-au invins cu mine aici, pentru că eu am mai fost îndepărtat cu ea și ne-am simțit foarte bine. Ok. Nu, ma, la Baia Mare, uite uite, să se spună povestea pe <coughs> de Baia Mare. Ia, yeah, e poveste ce s-a întâmplat Iulia la Baia Mare, hai. Ai, nu s-a întâmplat nimic, nu o acum. Așa, ah, am fost invitat la același eveniment. Păi, nu. Păi da, asta vreau da, să zic. Da, și am, ne am distrat, am fost la un eveniment, am fost la un eveniment. a fost, suntem ca eu, suntem prieteni. Aveți... Or, acum lumea, o, lumea ne mai vrea din când în când așa dușmani sau mai crează tot felul de chestii, dar ia e firesc, cam cam. Vrei să zici, Iulia, ceva? Pe ochii mei cap, Iulia? Da. e foarte mișto îmbrăcată într-un... Iulia, te poți ridica, să nu greșesc, într-un sacou. Deci tu nu înțelegi discuțiile cele mai multe. Nu Și are și un colier foarte mișto la gât. Pe ce spuneam la Bravo, Estil discuția dacă ce am pe sub pupitru, că toată lumea se întreba, că nu se vedea, știi? După aia trebuit să facem intrările pe poartă ca să se vadă. Cred reale. că are, are rochie asta, fustă, no. pantalon? pantalon. Are un pantalon cu o crăpătură foarte mare, Cătălin. Oh my God, ne aduc aminte de Bravo Așa, când venea cu fantal, cu, cu rochii din asta cu șlițuri foarte atenți. Opa! E, era apetisantă și eu. Mâine, s -am mă, da, lui îi plac bărbații. Scuzați, se poți să spun asta pe podcast? Te pupăm, Cătă, nimic, să că... ai o zi bună! A zis că... Uh... Dici nebună la cap? Nu. De ce n-a spus el? De... A zis că lui îi plac bărbații, a zis. Păi n-a spus el. Da, dar mă, nu, a zis podcast. că este iubit și de bărbați și de femei. A, ah, eu așa am înțeles, mai Cătălin. No, Ceea ce nu este mă, rău. Păi, acum că știu, Acum că Poate știu, da. Afirmație. Nu, că tău. Nu, că tău. Eu am da, dar... că... Eu am spus altceva, eu am spus altceva, că mă bucur că sunt iubit în, măsură, în aceeași măsură și de femezi, Să știi că, că a asta e vorbă foarte a bună. Și în general este bine a a a să fii iubit și să te, te da. lași iubit. Să fii iubit decât să fii urât. Da. Ce să știi cu ce greu să, să, că... fii urât. Mai... ok, simt că... Simt că... Eu nu mă... Eu nu mă da. De să vrei, femeie și inteligentă și frumoasă și sunt sigur că așa vei rămâne pentru tine, de tău. Oh, a fost o amenințare! Sunt no, foarte... No, no. Nu, nu, nu. În viață trebuie să rămâi așa cu ești, mai... da, că nu pe nimeni, că știi că nimeni nu Eu, Cătălin, vreau să-ți mulțumesc că ai intrat cu noi astăzi în podcast. Eu, a, nu a, -a, vrut a vrut să te tai, să știi fapt, lui, Da, eu am da, crezut nu, că nu, sunt nu, Andreea Marin Zâna, bă, nu era ușor să fie Andreea Marin să îi pui nu, pe oameni da. mea, măi, Știi ce se întâmplă, Iulia, toată viața mai indiferent ce te-a spune sau ce spune tu eu am să vorbesc frumos despre tine pentru că tu rămâi pentru mine acea fată frumoasă pe care am cunoscut-o înainte de a deveni personajul real. Mulțumesc. O femeie deșteaptă, o femeie, o femeie inteligentă și Mulțumesc. extrem de frumoasă și sofisticată. Atât. Mulțumesc. Că Cătă, te pupăm, distracție plăcută! papa. papa. pa, 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 pa. Ma, Are dreptate botă, știi? Cătălin, că, ești o femeie să știi, sofisticată să știi că el și... nu este un om rău. Nu, acum... Deci, la modul... acum, sincer. Sincer, dar mi s-a părut că te-ai purtat cam rece cu el. Măi, Cătălin, mie nu-mi plac chestia asta de complezență. Te-am simțit, adică, știi? Noi nu, stai. adică, nu, adică eu, eu așa sunt, știi? Adică te-am simțit un pic, Noi, dar... știi? Am crezut că fac un lucru pe bune, acum ce o chestie, vorbesc Noi, doi prieteni eu și... Eu vin la tine în emisiune de patru ani. Noi am ieșit vreodată la masă împreună? Nu, dar să știi că am încercat, adică am avut niște tentative de Am încercat, de astea. dar, adică, crezi că aș fi reușit în doi ani să ies la masă cu niște oameni care am luat doar doi ani, dacă în patru ani cu tine n-am ieșit, cu tine și cu Andra, n-am ieșit niciodată. Adică imaginează, hai să -l luăm așa. Hmm. Dar simțit că da, a fost știi? un pic, a fost așa, Eu scorpie sunt cu ea. Adică a mai... fost ceva între voi aici. Uite, asta este. Toată lumea are senzația. Că dacă ai principii sau dacă tu crezi, îți plac anumite lucruri și ai puterea să le verbalizezi. Ești o scorpie sau ești nu știu Nu, dar mie nu-mi place să spun că sunt prietenă cu cineva cu care nu sunt prietenă. A fi prieten este ceva a, diferit asta clar. de a fi... Poate a de fi de amici. A o cunoștință. Cătălin, și sincer, uh, îmi place că a ținut minte Cătălin că, într-adevăr, a fost. Uh, Cred că au fost două ocazii în care am purtat rochii de la el. Ține minte la Columbia, nu ține minte bine. Um, Mi-au plăcut multe rochii pe care le-a făcut. Da. Noi n-am avut o relație, noi nu ne-am, n-am avut un război niciodată. Și aici are dreptate, n-am avut un război. Dar, vezi, eu nu sunt, um, mie, mie nu-mi plac și complimentele astea, ești frumoasă, eu te știu, te știu eu de mult, de dinainte. Adică da, vreau să înainte, zică că, da, sigur. Uh, uh, nu da. pentru că de când apar la televizor îți face complimentele, astea. așa am înțeles. Adică mi părut este, okay. este ok, este felul lui, așa cum este felul meu de a nu fi ipocrită. Dar nu, sunt oameni care n-am fost prietena. Dar poate că n-am avut timp suficient să cunosc omul sau poate că, știi, n-a fost contextul. Asta okay. nu înseamnă că oamenii ăștia sunt niște oameni răi sau niște oameni. Pentru că de la fiecare om pe care îl, îl întâlnești ai ceva de învățat, asta este clar. Da. Și viața mi-a demonstrat-o de foarte, foarte multe ori. Mai pun un pahar de vin, mai dau și un cafea, mai sunt oameni care... să-l sun zis... pe Mihai Albu, că dacă nu-l pe Mihai Albu, nu, o, nu mai, sun? nu mai joc cu tine, sună-l. Pe bune? mai. <laughs> astăzi dărâmăm toate miturile. Wow, Hai, al... te rog. Pe bune? Îl sun? Da. sună -l. Tu mai pus? Da, sună-l. sună, -l. sună -l. Okay. Cătălina de sun, da, deschis ce, cu ce a deschis cutia Pandorei. ce zic? Pum. Ce Păi, tu mă întrebi pe mine ce e podcastul tău. Și de ce îl sun eu pe el? Păi, nu știu că. Vrei să suni oameni, sună Nu pot să cred că facem asta. Să mă gândesc pe cine mai sunăm între timp. Pe Adelina, pe Strițu? Da. Nu cred. Da. Sună, sună pe Adelina. E bune? Da. Știu că mai ai două sticle de vin. Da. Joacă prea tare, Iulia. Și după aia, pe cine, pe Oana Zăvoranu. E ziua ei. Astăzi când filmăm. Ah, când filmăm. Hai sună, 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 să-i spunem la mulți ani. mă, m-a mai zăpăcit Mihai. Sau Dana Albu... alege. Una să Dana Budanu, cine? Vă dați în sală. Spuneți, Spune spuneți, spuneți. Spune am impresia că podcastul ăsta nu va fi difuzat niciodată. A. Pentru că vom primi foarte multe notificări de la persoane de care, Da, de ce mă sunați pe Da, de ce? Bă, dar chiar ești uh... Sunt pornită, m-am pornit. Stai că sunt pe Zăvoranca. Sună. Ce mă, deci de ce am început noi așa târziu? Adică mai bine an, avem zici, un podcast an, cu telefoane în direct, dedicații cu Ionalbu. Îi spui că am spus ceva rău de ea și după îi spui că ai glumit. Dar să vedem ce spune, știi? Tu zici că am zis ceva. A zis să... Uh, da, da, stai, stai să vedem ce zic. M-aș suna eu. mi sigur răspunde. Aaaa. Dar se pierde tot efectul, știi? Momentan, nu, nu, fii, fii, atent că dăm de el. Sunt pe Alex, pe, uh, pe sau pe Cristina. Spune-le că este urgent că am spus ceva groaznic de ea. Podcast. Live. Uh, da, nu mi-a răspuns oh. Mihai Albu, ce face? De Alo! De Cristina, sunt uh, la podcast Și aș vrea să-i spună la mulți ani oanei Și mai e cineva care vrea să-i spună la mulțiani Poți să-mi o dai puțin la telefon? Spune-i să nu se sperie, nu e un bărbat! Hai un pic, e Și acum sună pe Mihai Albu. Lasă-l să aștepte. Și acum no, pe Mihai pe Bine. să... aștepte, lasă-l să aștepte. Okay. Nu, spune să vină la dă, dă ne puțin nu la pu -l... Să -l... O, o, sunăm în 5 minute. Hai, sună în 5 minute. Mihai! Alo, uh, bună seara, m-a sunat. Cătălin Măruță sunt nici măcar nu numărul tău în memorie ce număr e, sta, nene? A, ai, ai numărul meu celălalt e un, am un telefon cu două cartele și într-adevăr noi vorbeam pe numărul celălalt care era asemănător să știi că sunt live la podcast acasă la Măruță da. și am o invitată care chiar mi-a zis sună-l pe Mihai, vreau să-l salut aha, ia uite, cine? nu știu dacă o recunoști ia să-ți să spună ceva bună Mihai Bună? Au, mai A zi ceva, te rog. Na, adică n-ai recunoscut-o din după Bună Mihai? Buna Mihai. Mm, toate îmi spun așa. <gâng> <gâng> oh! Iartă-mă! Ma, mai, mai, mai. mai, mai zi ceva? Ce, eu eu să zic ceva? Da, ca să te recunoscă. Ceva. O recunoști, Mihai? Ați fost căsătoriți 9 ani. Bun, e e uh, Iulia? Da. Să știi că ah, e Iulia okay. și la, la podcast vorbeam și mi-a zis, uite, uh, sună-l și pe Mihai și să știi că a vorbit uh, printre altele destul de uh, firesc despre relația voastră. Ah, în sfârșit. A vorbit firesc? <laughs> nimeni nu creda, să știi. Adică au spus, au fost uh, lucruri care, na, au fost, da, firesc. Ce faci? Aha, firesc. Să fac, să fac? acasă. Nu vrei să o saluți, Păi, n-am... să o salut. Am, să, am vorbit cu ea astăzi la telefon. Da? da. Și ce da. zici Că ești acasă și ești fericit sau? A, nu. Sunt, Da, sunt fericit. Că mâine, emoționat. De mâine vine felicit, emoționat. la mine. Da. Mâine vine Micaela. Foarte frumos. Până la urmă e bine că lucrurile astea s-au rezolvat între voi și da. Nu știu, Iulia, zici zi ceva? Bună, Mihai! Am vorbit cu el astăzi la telefon. -am, adică așa? am vorbit despre Micaela și faptul că va pleca mai devreme la el uh -huh. în această vacanță, respectiv de mâine seară, să termină timpul pe care l-are. de petrecut. Foarte bine că, practic, s-au mai lămurit lucrurile, Mihai, între voi. Da, și este foarte drăguț pentru că wow! și el a fost de acord să-mi semneze același și să pot pleca cu ea în vacanță în afara țării. Deci, practic, Iulia vrea da. să-ți mulțumească Mihai. Ești un oh, tată extraordinar. Am semnat de vreo șase ani, am semnat da. de plecare. Nu, atunci, da. nu mai e valabil, trebuie făcută una nouă, e ok. Da? Am una nouă, o trebuie. Da. Nou. Păi nu are pașaport, E cu pașaport? Da, are tot eu, eu da. e ok, Mihai, e ok, e totul în da. regulă Doar am vrut să vă auziți așa, știi? Adică mi s-a părut foarte tare că doi oameni care au fost căsătoriți, au divorțat Au fost tot felul de conflicte, iată că pot să și vorbească, știi? Poate Dar sunt mulți oameni care urmă... foarte de o dată pe an <laughs> Acum, cum adică o dată pe an? Păi, glumesc, glumesc Nu, vorbim de teorie nevoie pentru la sigur. Da, știi ce mi-a spus, Iulia? Că tu ai fost la care ai vrut să divorțezi eu, da. Eu am vrut, da. Așa e. Vezi, că spus totul adevărat. Da, mi-a mi spus că tu ai vrut să divorțezi, să știi. Și mi-a spus da, că încă e. mai are pantofi Mihai Albu acasă. Um, da. De unde să aibă? N-are de unde să aibă. Ba da, a zis că am mai păstrat perechi, pantofi Mihai Albu. Unii uh, au mers la prietene cum au mers și alți pantofi, adică nu intenționat, dar mai are din pantofii făcuți de tine. No. Bine că iar Foarte frumos Oricum, probabil că sunt Cei mai Cei mai sărăcăcioși Din tot ce are. Și eu care vreau să-mi comand la tine pantofi pentru nuntă Mamă, aici chiar ești scorpie de dacă a... faci asta, de jur! Ce? Cum poți să-ți comanzi o pantofi să vorbești de viitoarea, nu de la Azi fostul zice, soț? Am un carapot dificil, nu știu, glumesc, Eu glumesc. Eu am luat, mi-am <laughs> cuvântul că nu îi voi mai face niciodată pantofi. Și mă țin de cuvânt. Niciodată. Nu dați cu cruce roșie, vă rog. Niciodată. Da, de ce? E. Ah, stai să o să trec peste moment. Da, <laughs> de... așa am făcut, așa am da ok. da, la un și eu nu revin. <laughs> și eu am vrut să fiu drăguță să... Da. Asta este. Da, da. da, da. omul, da, omul. Da. Okay. Da, nu, 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 în mai... Nu trebuie să, să fii drăguță, pentru că ești Băi, deci, în seara asta prea multe complimente, Iulia de Mai devreme Cătălin Botezat-o A, da. a complimentat-o, da, n a, a crezut da. A fost Scorpia, acum tu ai complimentat-o i de dă ochii peste cap, știi? Nu știu ce se întâmplă Musclele cu ea, da. mă, Mihai Da, nu știu se, se întâmplă bine, totul este ok Atâta timp cât Cât vom vedea Împreună de binele și fericirea Micaelei, toate sunt ok Sunt complet de acord cu asta, să știm. Și asta Corect. este foarte important. Și multe cupluri divorțate lucrul ăsta nu se întâmplă Și nu s-a întâmplat nici la noi în prima etapă. Nu ne-am înțeles. asta Iar e. lucrul ăsta s-a reflectat negativ, știi? Noi acum Copilul în simte. Asta zicea Iulia. Copilul simte, știi? Și, și acum vă înțelegeți. Începem să ne dar înțelegem mai bine. În etapa a doua de... Cred că de e. <laughs> Ok, să bem pentru asta, a început etapa bec. a doua în Doamne, care foștii de... soții albui, albui se înțeleg? Da, înțelegem e o chice. chiar e așa de bun augur etapa asta a doua care a început ieri printr-un mail, un mail așa de frumos în care nu știu, am simțit că în sfârșit este de acord cu relația mea cu Petica E, e bine, a fost Mihai. E bine, da? Cum adică? A, da, ai e dat bine, un mail da, în care adică el a simțit. Fericit. A, e fericit. Eu, e bine. Dacă, dacă el a simțit, nu. suntem toți fericiți. E okay. A simțit și e bine, ceea da. ce e ok, nu? Te pupăm, Mihai. Da, nu, 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 -l scoate tu când vrei tu, că Yo, e eu la noi la podcast. Păi, avem pe, vorbit, pe, pe mai avem de vorbit, mai avem de pe, sunat Pe Iulia, nu, pup și pe ea. Mai avem de păi, sunat. Nu, nu, că are Cine să o pupe? Are, adevărul este că are. Pe și tu ai cine să te pupe. Da. Chiar. Pe nu, are să mă pupe. nu ai pe cineva care și pe tine te pupă. Asta ziceam. O, oh, bineînțeles. <laughs> da. Ok. Doi oameni care își continuă viețile, fiecare pe drumul lor și important e că ați reușit să comunicați și să da. vorbiți. Mihai, Aștept. dacă vrei să zici ceva Iuliei, acum e momentul. Uh, pe mâine la ora 16. <laughs> Iulia, dacă vrei să zici ceva lui Mihai. Mă simt de parcă, nu știu, suntem eu mă e simt ceva ca -a... Ca, ești preot, ce se întâmplă? Aș vrea să vă spovediți uh, în și ne... mie. Părinte, am atât de multe păcate că nu cred că ai tu timp bazi, uh, Dar, uh, da, ne vedem mâine. Mihai, să aveți grijă de voi și important e să rămâneți în etapa asta faină, exact cum ziceai tu, în care ai simțit în mail-ul pe care ți l-a trimis Iulia că, nu știu, că s-au așezat lucrurile și Iulia spune că, nu știu, simte că e altă etapă și că e bine pentru Micaela așa asta e tot ce contează. Și apropo, aveți o fetiță, asta i-am spus și Iuliei și asta și spun și ție, pentru că este fetița voastră, aveți o fetiță fabuloasă. Am văzut pozele pe Instagram și cu gluga în cap aveți o fetiță fabuloasă. Avem, avem. Uh, superbă. Felicitări. Așa Dacă va ieși ceva în căsnicia asta, va ieși un copil minunat. Mai bine decât a, nimic, a, Cătălin, și dec, decât o dar. căsătorie nefericită, mai bine un divorț de succes. <sug> să știi că ea chiar vrea să-și facă pantofi la tine, Mihai. Da? Mă are, 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 are filmele alea, brandurile care, care le face reclamă. Alea sunt bune pentru nunta ei. Delea scumpe. Da. Valentino, Lobuten, ăștia. Cum ai spus? Da, 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 ia, Cristian, nu, nu mă cheamă Lobuten, pe Lobutan. Lobutan. Bine, te pupăm! Băi, așa vă bă, pup. Numai pa. bine. Numai Ceau. pa, 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 pa. Ceau. Uhu! Cel mai nebun podcast pe care l-ați văzut vreodată. Nu, dar asta e da, ideea, știi? Adică... Păi da, eu sunt de acord, de-aia sunt aici, Cătălin, căci n-am venit să ne încurcăm. Ia, ia. Deci, uh, barca asta de sus și abia aștept să o servim după aia. Dar stai să o sun înapoi pe... Uh, pe... Și până îți răspunde spun eu asta, pe știi? Oana. Este foarte dificil uh, și este bine ca oamenii să vadă. Întotdeauna, după un divorț, un om o să se simtă exclus. Poate să fie mama, poate să fie tată. Cristina, te rugăm, dă ne -o pe Oana puțin! Alo! Cine este acolo? Eu sunt... Uh, <laughs> prietenul tău, Măruță, sunt. For... La mulți I ani, Zăvoranu Ana! Mulțumesc, Măruță, Cătălin, să ne dea Dumnezeu să trăim uh, mulți ani frumoși, tineri, deștepți cu bani... E aici, e aici o persoană uh, care vrea să, să te salute și a spus că dacă ar avea de cumpărat. Uh, ceva nasol, okay, ceva da. A zis că Ce te îmbraci rău. foarte rău, că faci senda platine pe YouTube și o cheamă Iulia Albu. că mă vrea foarte rău, dar eu o iubesc. Să știi că am încercat să măi, bag un pic zânzanie, de așa... Eram sigură că nu reușim. Nu reușim să te păcălim Oana de. Ea m-a pus să zic chestia asta, eu da, nu vroiam. Măi, am încercat să... O, iubesc. <laughs> iubesc în și eu te iubesc, Oana. Este din tribul meu, ca să zic așa, și chiar mi-ai făcut o surpriză frumoasă. La mulți ani să fericită Am vrut să zicem la mulți ani, acolo, la petrecere. Mulțumesc din suflet, mulțumim din suflet și po să vă... Meargă bine în toate și să fim sănătoși, să restul... Doamne, de ajută! De de Câți ani ai împlinit? 28. eu? 28. Asta, asta zic. Ce da. Dumnezeu deci întrebări 28, sunt astea. că numai cu 28, aici 29, stăm la podcastul ăsta. 28, 29, exact. exact. La mulți ani, Ioana. Ce-ți dorești de ziua ta? De ziua mea uh, îmi doresc uh, uh, să mi se întâmple ceea ce trebuia să mi se întâmple de mult, să fac și mai mulți bani decât am făcut, să mi se facă dreptate în toate sensurile posibile. Ca asta cu să fiu sănătoasă sunt, bărbatul mă iubește, astea, fără astea n-aș și putut să fiu asta unde sunt. Te pupăm! Te pupăm! Și, și să rămână așa cum e, că e bine de tot. Tu, tu, ai văzut că n-am tăiat nimic la montaj și la podcastul nostru. Așa, așa, păi da, da, hai. astea care nu sunt tăiate sunt ceea ce iubește publicul și ceea ce are nevoie publicul să audă. La mulți nu ani, Oana. Te pupăm la mulți să ani. Mulțumesc pe amândoi, emisiune frumoasă, mulțumesc din suflet să ne vedem cu bine. Pa, Și să fiți, să să vă spălați pe din. Hai, vă pup, de nu vă vedeți. Foarte bine. E nebunie acolo, e petrecere și am nimerit fix întoiul Foarte petrecere. Foarte bine. Da. Pe cine mai vrei să suni? Pui să mai pe cineva. De, 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 știi cum ai venit, așa? Pe cine vrei să Tu ai venit, a de fata aia blând, așa, zici că abia ieșit săi de la slujba de după-amiază, de la lui liturghie. M-am mușcat crocodilul înainte să plec de acasă, sincer. Ce crocodil? Un crocodil. Am un crocodil acasă. Ce da, rău? nu pot să spui că ești șocat. Sincer. A, a, am băut, eu mai mult vin. <laughs> Acum vorbim de crocodilă, <laughs> port... da. auzit. Este adică un crocodil adică, care m-a mușcat de mână și care stă acasă la noi. Deci Oana a renunțat la găină și a luat un crocodil. E Iulia, mă, nu e Oana. ai bovin. E Iulia Albo aici. Oana a fost la telefon. Crocodilul e la acasă. Și tu ai crocodil? Nu. De asta ești desurat. Ce glumită! Bună asta. Ești mai amuzant aici decât la emisiune, să știi. Da, uh, uh, sunt pe de cine sunt? Pe, pe Adelina, nu, pe Adelina ne dă în judecată. Ah, <gânt> da, nu, că nu vrem să nu. băgăm în chiar și pe toată lumea, știi? Dar sună pe cine vrei. Pe, ai, sincer. Pe Bălan, pe Andreea Bălan. Pe Andreea Bă sună. sună. pe Andreea Bălan, fii atent. Și acum, de, ce, de, ce Nu știu, tu ai vrut să suni. mă întrebi pe mine ce spui. E podcastul tău. Da. Andreea? Ce faci? Bine, ce faci? Bine, sunt, Ești în direct la podcast și vrea să te salute cineva. Se numește Iulia Albu. Ah, oh, 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 nu cred. Bă, da, crezi aici, ce aici ce vrea să ce te ce salute. Ce să, n am ce să discut ea, îmi pare rău. E inimația Tu a zis niște o lucruri o faine despre tine la un moment Nu am moment dat. ce să discut cu ea, mi se pare că se folosește de mine ca să facă reclamă. n am ce să discut cu ea, îmi pare rău. Am, că, am... Am... Dar am tu am vrut să fii aici, pace pe pământ. Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar uite și Clara mă cheamă și trebuie să închid. Okay. Te pup! Ba. Nimic nu e mai important decât copilul. Înțeleg și oricum. Nu vrem să ne folosim de imaginea nimănui. Doamne ferește că avem și noi destulă după atâția ani. <laughs> Cred că imaginea nu, este singurul lucru din care sunt... avem amândoi da, destul. Da, <laughs> da, Andreea e o tipă mișto, trecând peste toate da, povestea știi, asta. Um... Am avut-o la podcast, să-i spun sincer. Am fost cu ea Am văzut și Tom și Jerry de foarte da. multe ori. E o tipă foarte muncitoare și foarte ok. <laughs> dar îți dai seama, sunt oameni care... Da. Probabil să nu luați prin surprindere. Hei, te sun acum? Adică mai ai uh, făcut cu ușcoțe de atâtea ori și acum vrei să vorbim? Sincer... Um... Hai că o sunăm pe Antonescu. <laughs> pe Andreea Antonescu? Da. Dar nu, că Andreea chiar nu cred că are nicio ba, problemă. da, era supărată pe tine. A, da? da. Și ea? Ah, A, uite că... Era supărată pe tine pentru că... Mă mai că... întreb de ce cad da. pe scări, de ce... Da, aici mâini, aia... ce are, okay. Nu, acum, sincer... Um... Momentan, da. Știi povestea asta cu te folosește cineva ca să apară? Este pentru că românul nu înțelege faptul că așa cum unii oameni fac un anumit job, alții sunt critici. Nu există nicio altă țară în această lume în care oamenii să aibă această percepție deformată. Știi care e toată povestea? Se spun atât de multe lucruri Dar pe care oamenii... Dar n-aș condamna știi? Pentru că n-aș condamna-o, pentru că ea a fost și încolțită Vrei anul să ăsta și în ultimii doi ani Bă, foarte a... mult de presă și chiar... Da, corect. Știi? Adică a trecut și printr-o situație, iar eu cu empatizez, cu totul. empatizez cu ea din punctul ăsta de vedere pentru că cred că a fost ceva acolo și uh, nu a judeca o like. adică okay. chiar nu. Știi, știi ce vreau să zic? Vrei să dăm o da. viitură? Îl sunăm pe Velea. <laughs> au luat deci ultima oară. Nu, dar să știi nu, că... Nu, 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 ideea e că suntem amândoi oarecum Stai, în aceeași eu barcă. Eu cu Vela m-am înțeles foarte bine la acel proiect. Și eu cu Velea m-am înțeles foarte bine. Până când? Bine. Sun, uh, urmează ceva, stați. Și eu m-am înțeles până bine, foarte bine, până când am văzut că el a avut alte percepții despre anumite lucruri care se întâmplă în emisiune păi total neadevărate. Păi la telefon dacă... A, nu. Ah. Și stricăm așa, podcast podcastul. Ok, hai să mai sunăm pe cineva. Încercăm și la el, azi. zi. hai cineva. să vedem pe cine mai sunăm. Ia ziceți, măi, că voi de ce sunteți aici? Voi ce faceți? Ia zi, cu cine a mai avut... Astăzi suntem uh, <laughs> la împăcarea de seară. <laughs> la împăcarea de seară. Nu, uh, așa. Uh, deci fii atent, suntem... de n-am vorbit. Cristi atent, Astăzi sunt la împăcare de ceaste seară. Super. Cristi Borja. Da, ce vreți la, la un moment dat să zic că a apărut chestia asta că, da. că a fost ceva între voi. El fiind nașul vostru. Numai că a fost ceva între noi. El fiind nașul. El a fost nașul meu de iar al nostru de comunie al meu și al Mihai, după care a fost nașul fetiței noastre. Normal că a fost nu, Nu, dar s-a spus că noi. de fapt a fost o relație între noi. Da, pentru Nașu că și Fina. E. Da, bine. -na -na. Da, da păi am auzit că au mai existat discuții. Da, și, de asta a zic, a, că că discuții a, care au apărut. la momentul respectiv eu fost întrebată dacă cumva s-a dat și la mine. Măi, oamenii întreabă acum, voi știți cum este. Eu nu am dat niciodată un răspuns în acest sens. Nu, pe ai lăsat? Dar noi ne-am certat la un moment dat. A, da, stai, 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 un pic. Și acum a. dacă eu te întreb, Cristi Borcea, Iulia Albu, s-a dat vreodată la tine în alt sens decât relația naș-fină, ce ai răspunde? Măi, orice răspuns aș da la această întrebare, cumva o să fie... Știi? Și atunci nu poate să fie, nu, sunteți nebuni, niciodată n-a fost vorba de așa ceva. Aici este vorba de singura limită pe care eu am pus-o întotdeauna părțile pe care eu le împărtășesc cu cei care mă urmăresc și ne urmăresc și părțile dar pe care... Dar poți să le nu foarte clar să chestia le asta, să spui oameni buni, sunteți nebuni, Iale. niciodată n-a fost vorba de așa ceva, au fost doar speculații, la revedere! Simplul și gata. fapt că aș intra în această discuție... Da, Și ești șmecheră, știi? Uite, că o așa, așa în coadă de pește. sunt unii sunt oameni care ar spune ceva acum, dar este vorba despre... de așa ce nu spui că nu, domne, nu e adevărat? Pentru că nu are importanță ce spun mm. Sunt anumite lucruri despre care Eu nu vreau să vorbesc Pentru că altfel unde aș pune punct Unde ar fi linia Dincolo de care nu se trece Linia de care nu se trece este o anumită linie Atunci când este vorba despre Familia mea, oameni foarte apropiați mie Eu pe Cristi știu de foarte mult timp A fost clientul tatălui meu Eu pe Cristi nu l-am cunoscut eu, Adică pe Cristi atunci... l ai cunoscut înainte să te Da, și cu pe Mihai? el și pe Mihaela Clientul tatălui tău la...? Tatăl meu avea o firmă și punea instalații de satelit. Mm -hmm. Asta făcea. Și um, um, am cunoscut mulți oameni care sunt foarte cunoscuți astăzi. Deci nu n am okay. intrat în această lume, n-am început să cunosc oameni celebri după ce eu l-am cunoscut pe Mihai. Da, de ce nu Fă vrei tipa. să spui mergi chestia asta? Adică să zici, bă, n-am avut nimic cu omul ăla, sunt doar speculații, au fost... N-am avut nimic, re... a, asta pot să spun, n-am avut, avut, nimic n-am avut nimic, nimic, n-am avut nicio relație cu el, da, nu exact, N-am avut nicio relație cu el, cam, deci este evident că n-am avut nicio relație okay, cu el. perfect, de asta dar, zi, că să... dar, nu vreau nici să intru în detalii de ce da, și cu mine nu vorbim, și Pot spun că vorbesc cu Valentina și că face mult de ei așa în formula de acum. Dar cu el mult. nu vorbești acum? Măi, n-am vorbit cu el de Sau cu Mihaela nu vorbești? Cu Mihaela te-ai Mihai Mihaela, cred că am vorbit acum ceva timp când uh, am rugat-o să intermedieze o chestie între mine și Mihai, în sensul în care lucrurile să devină mai ușoare. E în rolul de nașă. Nașa trebuie să... Dar, Părintele spiritual. dar după foarte mulți ani, foarte mulți ani, adică, noi nu avem o relație de prietenie Okay. Să știi că unele relații se sting de la sine. Este un lucru care se întâmplă. Firesc, și al se întâmplă în toate. Hai cum să și pe Andrea bunică. A, Am Anca, căutat acum cu cine Mama, mai. Deci avut... Andrea bunică, este. n am văzut om să bucure mai tare de un trofeu de bine îmbrăcat și să fie mai deprimat de un trofeu de prost îmbrăcați. Da, pentru că. Dar e bine că ea trăiește intens. Ala? Uh, uh, am crezut că am nimerit într-un moment nepotrivit Iartă-mă, erau niște sunete interesante Vreau să te salute Iulia Eu zic să fie pace în lumea asta Pentru că Bună, prea Andrei. multe războaie au fost Te pup, măruță să -ți fie de bine, să-ți meargă bine în continuare Seară frumoasă Pe Iulia, nu vrei să saluti? saluți? Alo? Nu vrea nimeni să te salute Nu, nu vor anumiți oameni să mă salute, Cătălin Știi, este da, o dezamăgire cu care sincer pot trăi. Da, dar acum vreau să te întreb chestia asta. Da, sincer, uh, câteodată unele da. lucruri mi se pare că trebuie să știi cum e. Să înțelegi băi, ok, s-a luat de tine, uh, tu i-ai răspuns, poate Așa. câteodată trebuie aplanate anumite lucruri. Te deranjează faptul că unii oameni. Uh, știi cum e? Când au de tine, zic, nu mulțumesc. Um, Și asta pentru că ai fost știi, în rolul un personajul tău. Nu, știi, Cătălin, sunt unele lucruri care vorbesc mai mult despre omul din, de la care vin decât despre omul către care sunt îndreptate. Și um, eu sunt mândră de lucrul ăsta. Eu niciodată nu aș fi făcut asta, indiferent dacă mai fi sunat, nu știu, imaginează-ți cineva cel mai. personajul pe care tu-ți imaginezi că eu îl detest pe lumea asta și nu există așa mm -hmm. ceva. Și mai fi sunat, eu n-aș fi răspuns niciodată așa, dar asta este pentru că eu sunt așa. Da, știi? Pentru că oamenii oameni poate au fost afectați de-a lungul timpului de lucrurile de pe care le ai asta zis. am și vrut asta și să, pentru... să sunăm niște oameni care vor avea niște reacții. Că, -a, asta a fost și ideea. Da, da, de Știi fapt... cum e? Mă dau seama câteodată că unele lucruri pe care noi le facem la da. televizor, pe unii pot să-i rănească destul de tare și de multe ori să rămână așa o suferință peste care nu pot să treacă. Dacă noi vorbim despre faptul că unii se simt afectați, că cineva care se pricepe la asta spune că poartă niște cârpe copiate, este, da, te asigur că în afară se nu că există, că la e mai mult, nu există așa mai ceva. mult risc decât ce facem noi, mă simt deja... Nu, ar trebui să-mi fac o asigurare de serios. Că, stai, mi-am <laughs> venit ideea, o sun și pe an, da, Păi dacă am ah, început, hai, mă, ori la bar, ori la spital. Oh my God. Mă, da, Zii, eu că... tare. Nu, stai că nu mai am eu numărul ce? am bodyguard când plec, nu? Pe? Ani nu ne? Da, am, mamă, deci am avut o confruntare genială. Uite, sună. Dar asta a fost de mult, mă, nu? Da. Păi s-a păcat, nu? Tu înseamnă, oamenii încă mai vorbesc și își amintesc, de ce s-a întâmplat acum. Mă rog, nu te lua și după poza și ce mi-e tare E tânăr, acum, El e tânăr, s-a uitat. Da. Câți ani ai la acum? 23. 23. Oh, mai, Doamne. Da, știi? No, eu sunt sinceră. Știi că toate e rău să fii sincer, pentru că oamenii nu înțeleg oamenii sinceri. Mm -hmm. Oamenii cred că trebuie să fii uh, politically correct cu toată lumea, dar nu este adevărat nu trebuie să fii. Trebuie să menții anumite granițe și să nu fii nepoliticos. Dar faptul că îi spune persoană că nu este îmbrăcată bine sau că poartă o copiată, este o evidență, nu este ceva ce poate fi. Sau bineînțeles, dacă vorbim despre cârpe, pentru că... Vai, trebuie Hai să spun, am făcut și era, să fiu era să fiu exmatriculată, era să fiu exmatriculată la Facultatea de Arte. De ce? Mă rog, nu, dar a fost așa aruncat un profesor, pentru că am spus că, nu um, știu, am, am folosit loc de modă cuvântul cârpe, am spus, să. Um, eu comentez cărpe. Nu. Cum poți să spui așa ceva? Da. Pentru că sunt doar cărpe. Sunt și doar cărpe, și atâta timp cât uh, îți asumi că porți o bucată de material, trebuie să asumi și faptul că bucata aia de material nu te reprezintă și nu este tot ce ești tu. Și că este doar un accesoriu pe care tu îl folosești pentru a comunica cu oamenii din jurul tău. Este doar un. Uh, un tool de limbaj, un tool, mă, cu englezismele astea, dar, na, știți voi, o unaltă de limbaj cu care tu comunici, așa cum este vocea, așa cum este felul în care mergi, așa cum este felul în care te porți cu alți oameni și cârpele pe care le porți vorbeze despre tine și te ajută să comunici mai ușor sau mai dificil cu oamenii din jurul tău. Aș vrea să spun celor de acasă că astăzi venisem doar în tricou la podcast, dacă n-am văzut că ea este așa elegantă, am zis ce pun peste tricou ăsta și i-am a sfătuit să iau cârpa asta, care peste cârpa cealaltă o să arate senzațional. Dacă va avea succes acest podcast, propun să facem o licitație pentru cârpa ta. Exact. Și să donăm banii la niște copii care au nevoie. Perfect. că știu că tu și Andra sunteți foarte implicați în lucrurile astea. V-am mai văzut. Astăzi voi mai discreți așa, dar v-am văzut și este un lucru foarte frumos pe care îl faceți. Și poate facem și cu gărba Exact. Uite, poate pun și eu colierul meu. Ăla e făcut de tine? Nu, este cumpărat, este un vintage. Deci că nu port doar lucruri făcute de mine. Dar de asta zic că știi că am și acum butonii ai făcut de tine? E purtat vreodată? Mi se pare genial. E purtat vreodată? am o, nuntă, pentru că au început deci evenimentele nu, nu, deci stați, nu i-am purtat niciodată. Uitați dar de ce n-am purtat? De ce? Sunt prea sofisticați. Da, mi se pare că sunt prea maker pentru ce aș putea eu să mă îmbrac. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și nici nu mi dat cu instrucțiuni. Oh my god, o să scriu. Sunt mari, așa, sau urii. Da, sunt așa. frumoși. Cred că sunt argentini, nu sunt argintii? Uh, ba da. Trebuie să-i verifici. Da, uh, sunt uh. frumoși. Uh, fii atent. Porți. Pe final, am niște întrebări ah. pentru tine. De la A la M, am putea spune, dar un test, da, un fel nu, de, de rapid, adică de la hai. albul la măruță. Oh, bine. A, a, bun. Ce? A, 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 fost bine asta, nu? Ce. Va, deci abia, aștept, a fost. abia aștept, să, să fac public proiectul acela și să aflat și povestea cu numele ăsta de album. De unde și până unde și de ce e acolo în continuare. Da, dar proiectul ăsta a revenit pe parcurs bun. nu atunci când ai divorțat, știi tu că o să faci proiectul ăsta. Ba, da. da? Am, vrut, am vrut întotdeauna să-l fac, am vrut să-l fac, am vrut să spun ceva lumii în legătură cu acest lucru, cred că de la 13 ani am vrut să spun ceva lumii. Și eu să spun. Când? În toamnă. Perfect. Și, cum ziceam, Iulia, mai bem așa un par de vin? Dar am băut destul vin astăzi, cred că... Da, dar ești cu prietena ta care o să te ajungă tău să conduci. Uh, întrebările de la Alamă la M sunt așa, pe da. repede înainte și facem un felul următor. Hai. Ai preferințe când vine vorba de ținute? Îți plac hainele scumpe? De deci, ce? Cu Ai preferințe, știi? Nu, nu Ai știa. preferințe. Am preferințe. Da. Îmi plac hainele scumpe, tuturor ne plac hainele scumpe, să nu fim ipocriți. Okay. Dar nu toate hainele scumpe sunt frumoase. Și fii atentă când ți-o ridic la fileu cu B. băutura preferată. Nu prea beau așa mult, să știi. A, băutura preferată. Uh, 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 laptele cald pe care mi-l făcea bunica mea când eram mică. Mi-aduc mm, da. aminte mm. și întotdeauna când lăsai să se răcească făcea așa o poșghiță deasupra. Avea grăsime, avea caimac și așa. Mamă, ce bună era! Ff, Superb ff. Uh, Mamă, și dacă mai era și uh, mămăligă rămasă în oala aia pe fundul uh, ceaulului așa și puneai ai, laptele astea deasupra ne-am întors în copilărie uh, Întrebarea cu litera C. C. Uh, care a fost cel mai dureros moment în viața ta? Cel mai dureros moment în viața mea... O întrebare foarte dificilă. Nu știu dacă a fost așa un moment... A, da. a fost, a fost moment, un moment extrem de dureros în momentul în care a murit uh, mătușa mea. A fost cu siguranță un moment extraordinar de dureros. Dar bănuiesc că tu nu asta mă întrebi. Mă întrebi ceva așa mai știi, mai juicy. Mi se pare că um, mătușa ta a jucat un rol uh, jucat. cel puțin la fel de important ca părinții tăi. I a adică și pe scenă cu... și în afara ei. Dar a fost cam pe același palier cu părinții. Este pe același palier cu părinții mei. Am noroc să provin dintr-o familie, nu de milionari, dar de oameni de cultură și oameni care au făcut lucruri. Și să știi că asta conta foarte mult, pentru că mi-a dat direcția și m-a învățat că valoarea trebuie argumentată întotdeauna. Talentul trebuie argumentat. Nu este suficient să fii talentat. Trebuie să și muncești foarte mult pentru asta. Pentru a ajunge cineva și a fi cunoscut. Și da, a a fost foarte importantă în viața mea. Iar un alt moment care a fost foarte, foarte dureros uh, pentru mine a fost momentul în care, mă rog, acum câteva zile a trebuit să-mi plătesc taxele. Dar, asta, sunt momente de nu îmi place să dau bani, îmi place doar să iau și aici avem o mare problemă. Dar lucrăm la asta. Ok. A, cu. D, dacă ar fi să faci un top a celor mai buni influenceri din România, care ar fi? Pam, pam, pam. Depinde foarte mult. Și apoi top 3 proști influencer din România și top 3 top Pai buni influenceri. Hai, proști sau proști influenceri? Nu, cei mai buni influenceri <laughs> și cei mai uh, slabi influenceri. Bă, mai și am început, am pus cu dacă ai face un top, știi? Eu cred că s-a axat foarte mult lumea pe această poveste cu influencerii uh, și oamenii se axează pe influenceri cu cifre foarte mari. Când foarte mulți au multe like-uri care nu sunt reale și mulți follow care nu sunt reale și cred că este momentul ca brandurile și lucrul ăsta s-a întâmplat deja și se întâmplă de 2-3 ani în România, brandurile se îndreaptă din ce în ce mai mult către micro către acei oameni care sunt relevanți pentru comunitățile lor, chiar dacă sunt comunități mai mici, dar care au o putere de convingere mult mai mare decât un influencer care ia like-uri doar pentru că își arată anumite părți anatomice. Este un lucru firește trebuia să și la noi lucrul ăsta. Okay. Deci. -aș putea... Na, nu știi, adică când vorbești despre influencer, e așa de dificil, trebuie să-mi spui, pe ce categorie de produs. Pentru că sunt influencer okay, care pot vinde... Mai care asta. pot vinde tampoane sau care pot vinde credite la bănci sau po care pot vinde produse alimentare sau po care pot vinde apa asta sau care uh, sucul. Nu. Asta, sau care pot vinde apa asta Sau care pot vinde apa asta cu vitamină Știi? Adică este important Sau care pot vinde acest vin Și atunci este dificil să faci un clasament general Pentru că ei nu sunt generaliști Prin publicul pe care l-au Cei care sunt generaliști de fapt nu au un public Și au iau, iau like-uri pe fotografii Doar pentru că oamenilor Le plac acele fotografii Ori știi vorba aceea O mână întinsă dacă nu spune o poveste Nu primește nimic, nimic. Uh, filmul Filantropica pe care vi-l recomandăm. Da. Cine nu uh, a putut să-l vadă. Întrebarea cu e, dacă ești o persoană impulsivă și să știi că întrebările astea au fost făcute de oameni care lucrează la podcastul acasă la mulți au zis, bă, uite, așa vreau noi să o cunoaștem da. pe Iulia. Da, foarte bine, mi se pare ești foarte impulsivă? Trebuț. Sunt. Mai aveți Sunt. nevoie de răspuns la întrebarea asta? Sunt impulsivă. Faci față haterilor de pe online? Cu F... Cu, cum adică cu F? Pe A, B, C, D, E, F. A, faci, faci, mă, da. Uh, Fac. Nu am alt de mult hate pe online, sincer. Da, e, e, aici de, dacă îți scrie cineva un comentariu care, care nu ești da. de acord să i răspunzi, să te iei cu el? Că toate răspund, dar să știi că răspunsul meu nu este niciodată să mă cert cu persoana respectivă. Răspunsurile mele sunt mai degrabă îmi pare rău dacă azi, aceasta este părerea ta, uh, probabil că nu ai înțeles ce am scris, este ok, și așa mai departe. Nu sunt politicoasă cu oamenii pe cu oamenii care mă urmăresc, pentru că în parte și în foarte mare parte, mare parte, datorită lor, eu sunt acum aici. Găsești trei calități pentru a fi un model de urmat? E la G. Mie mi se pare, -o pare o că... Sunt pus așa întrebările, dar ca să respectăm abăcă de FG. Niciodată nu m-am considerat un model de urmat. Um, pentru că... Nu pentru că aș fi făcut greșeli. Pentru că, sincer, poate mi-ar fi plăcut să fac mai multe greșeli. Greșelile îți fac viața colorată. Nu am făcut atât de multe greșeli și deci nu am învățat atât de multe lucruri pe care le-aș putea învăța făcând greșelile respective. Nu știu dacă sunt un exemplu, dar îmi place să cred că prin ceea ce am construit și prin ceea ce am arăt și am arătat în toți acești ani, am dat încredere unor oameni care au avut cel puțin un moment în care nu s-au iubit. Mm -hmm. Și am făcut asta fără să caut adevărul în meditații și în yoga și fără să spun citate în care nu cred. Și asta Hai, e important. Haine de la second hand? Normal, tot timpul. Acest ce port acum este... Ce, ce port acum este vintage, la fel și colierul. Adică vintage înseamnă de la second hand? Nu, înseamnă de la vintage. Diferent... Da, de la second hand ai luat? Da, nu am de la second hand. De ce nu? De și de ce dacă îți dai sacoul jos, dacă îmi dau sacoul jos, o să faci cel mai vizualizat podcast. Da, ah, chiar, chiar doriți sacoul pus peste... Mai să mai isă o piesă de lingerie. Ok. Da. De gătit îți place să gătești? Am înțeles doar să mănânci. Mm. Ok, rămâne așa. Judeci o persoană după stilul în care se îmbracă? Judec o persoană într-o oarecare măsură după anumite alegeri pe care le face. Dacă o persoană care mă întâlnesc are pantofii murdari, cu siguranță îmi voi face o părere mai puțin bună despre persoana respectivă. Dar există întotdeauna un contraargument, știi? Se poate întâmpla. Nici atunci nu judec o persoană care nu se îmbracă în haine scumpe, nu mi se pare că este mai prejos cu absolut nimic. Întotdeauna am apreciat oamenii care au putut să facă lucruri din punct de vedere styling cu bani puțini. Și să știi că sunt mulți în România. Și ai să fii surprins, dar majoritatea oamenilor care se îmbracă foarte bine nu investesc sume astronomice în asta trebuie să știi să le asortezi, trebuie să știi să le pui pe tine, să le porți într-un anumit fel. Sincer, nu mai vorbim doar despre asta. Trăim într-o era informației. Oricine este la un clic distanță de orice styling pe care și-l dorește. Trebuie doar să deschizi ochii și să-ți dorești să depui un mic efort. Atât. Dacă vrei. Dacă nu, poți să porți un costum foarte corect și atât. Kilogramele din copilărie te-au făcut mai atentă cu alimentația? Pentru că, exact cum spuneai, era anorexică. Da. Nu eram anorexică. Sau ți se Cât erau? Îmi pui lucruri în gură și eu să zic că... Păi nu, mă, mă gândesc când îți făceau toți reclamă, îți făceau reclamă, <laughs> <laughs> îți făceau, te strigau cum da, da, două da, scobitori da, 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 sau eram era foarte faceau? slabă, sincer, foarte slabă. Câte aveai? Doamne, dar nici nu mai știu, dar eram... eram... Și ție ți spuneau, cum ai zis, cheletron? Da. Mie mi spuneau grasul, eram gras. Era gras? Mm -hmm. Nu aș fi zis, serios? Da, jur. Da. Nu, pentru că acum nu mai pot să fiu atât de slabă, nici dacă mi-aș dori. Adică, am început să... Dar știi cum e, uite, unele lucruri se schimbă. Eu eram atât de gras să ți minte că întotdeauna când dădeam proba de rezistență fizică și trebuia să plecăm în jurul școlii, pe mine niciodată nu mă mai așteptau, că eu soseam oricum după vreo 15-20 de minute, pe cuvânt, fără absolut nicio chestie, spun. Dar să știi că nici eu nu și... eram era mai rapidă decât tine. Da, nu, nu, nu. Și mi-a mi aminte că m-am menționat atât de tare în anul ăla, încât uh, am alergat uh, la Târgu Jiu de la uh, coloana infinitului la masa tăcerii, toată vara am făcut traseul ăla, încât uh, anul următor, la proba de rezistență, am reușit să ies pe primul loc, știi? Adică, ambiția aia. Da. Adică, Important, copiii da. nu contează, contează, cum să zic, să, să nu vă lăsați afectați de lucrurile pe care vi le spun alți colegi și să încercați să îmbunătățiți lucrurile la voi. În primul rând, nu trebuie să crezi că ai ceva de îmbunătățit decât dacă chiar ai. Adică, nu Peta. contează felul în care arăți. Dacă, de exemplu, ai și chiar dacă ai 10 kg în plus. Dacă te simți bine așa. Este felul în care te simți bine. Să știi că, uite afară, sunt foarte multe celebrități care sunt supraponderale și care se îmbracă fantastic. Și revenea discuția despre Oana Roman, pe care o avem de fiecare dată când... avem. sunăști pe Oana Roman? Ai! Ar fi bombă! Ah, bine, deci... O sunăm? Dacă vrei tu sună, este podcastul tău. Uf, atâta libertate, nici nu știu ce să fac cu ea. <laughs> Vezi? Um, este vorba despre felul în care tu alegi să porți niște lucruri care pot fi și ridicole. Poți să fii ridicol dacă asta vrei. Și oamenii să spună, wow, ce apariție extraordinară. Nu ține, nu să fii foarte elegant sau uh, foarte clasic sau uh, uh, foarte safe sau foarte excentric. Trebuie să fii pur și simplu cum ești dacă Felul în care tu ești transpare prin ținuta pe care o porți, nu mai contează nici că ai puțină celulită, nici trebuie să te că simți bine în pielea burtă, ta, nu? Nu contează, trebuie să te simți bine în pielea ta și trebuie să i lași pe alții să vadă asta. Nu. Dar, știi, uite, de multe ori vreau să te întreb chestia asta. Da. Cum poți să faci să te simți bine în pielea ta, știi, să nu joci rolul ăsta? Cine? Adică, când îmbraci o haină sau că ești A. mai gras sau că nu știu, să, să adică să arăți că într-adevăr te simți bine, știi, să nu te fii complexat de treaba asta. În primul rând, este vorba de faptul că oamenii din jur cred că de la nu cred văd să defectele te setez, pe nu? care tu ți le vezi. Uh -huh. De cele mai multe ori, tu uitându-te în oglindă, îți găsești alte defecte decât cele pe care oamenii le văd la tine. În general, oamenii se uită și spun, am o burtă, dar oamenii din jurul vostru spun, M -m, e cam boring, e cam plictisitoare tace, nu se bagă în discuții, văd alte lucruri. Dacă tu ești o tipă exuberantă, ești o tipă care glumește, te simți bine, tu cu tine se vede, lucrul ăsta se vede. Poți să susții o conversație atât cu un om foarte cult, cât și cu un om care e, nu a avut șansa unei educații. Totul e de percepție și cum te simți tu. Normal, despre asta este vorba. De aceea unii oameni sunt de succes, indiferent de felul în care arată, și alți oameni care arată fantastic și care nu le găsești absolut niciun defect, nu ajung la aceeași performanță. De aceea avem actrițe la Hollywood care nu arată conform standardelor, nu sunt toate Angelina Jolie, dar care iau premii Oscar și sunt a ajung să fie considerate etalon și deci, să fie luate Concluzia de ce e, e să te simți din în pielea ta și să, Ca, să nu conteze ce zice Iulia Albu, Dana Budean. A, cum să... ai dat-o pe asta? <laughs> Burn. La ce nu ai renunțat niciodată? Um, la iubitul meu și... Bine, la copil. Nu, Aici nu se pune. Desum, da, nu, nu, nu vorbim nu, de lucrurile da, astea. De, mă de, refer de, la un obiect, de, la ceva nume, clar că nu... Uh, nu am atașament față de lucrurile materiale, să știi. Dar primul lucru a fost așa, iubitul meu, tu te vezi cu Mike așa îmbătrânind, da. te vezi ca fiind da. omul cu care... Da. Mamă, ți-a penibil pe dacă peste vreo trei ani divorțăm. <laughs> Acest podcast va rămâne ah. în arhiva de aur a emisiunilor cu online. Cu siguranță. Deci Mike este jumătatea vieții tale pentru tot restul vieții, ca să rămână înregistrat. Care sperăm să fie cât mai lungă. Viața mea, adică și -a lui. Și -a lui normal. Păi. Sper că nu-l bagi în pământ. Păi dacă e jumătatea mea pentru restul vieții mele, îți dai seama. Da, el va fi jumătatea ta mai bună sau tu e jumătatea lui mai bună? Oh! Asta e melodia Andrei! Ta -ra -ra! Ta -ra! Um, știi, suntem așa. El este scorpion și eu sunt leu și eu nu credeam în lucrurile astea. Ah, nu cred, ești le Da. Tu ce zodiești? ești? Nu, nu pot să cred. Asta. De, asta, de asta ne... Ia, tu ce zodiești? Nu, m-a -a străfulgerat ceva. Aoleu, ce? Fimea e Ah, wow. Aoleu, te așteaptă niște ani grei, Cătălin. Fix la asta m-am gândit. Arău, pentru tine, mă rog. Dar o să fie și palpitant, să știi. Măcar nu te vei plictisi. Eu sunt vărsător... Eva e Mama e oh. Andra e Fecioară, iar Davide Zodia Peștilor, cea mai sensibilă Zodie. Da. Ei, Eva, o să vezi tu ce o să vă facă. O să vă alinieze pe toți. Ok, trebuie să mă întorc la o discuție cu tine după ce terminăm podcastul și servim un sushi, da. Uh, pentru că ne apropiem ușor, ușor de final, să-mi explici cum trebuie să se poarte părinții cu copilul. Nu să, să, știu, dar nu să mă afal, da? Păi nu, 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 nu. Cum trebuia să se poarte părinții tăi cu tine, ah. ca tu să mergi pe drumul pe care de fapt ei vreau. De ce vrei dar... să faci și pe avocat? Nu ți-a ajuns cum au vrut părinții tăi cu tine? Vrei să <laughs> la fel? Ah. Nu, nu, nu. mă, mă gândesc uh, cum trebuie să, să mă portă cu ca să ajung acolo unde trebuie. Deci cu okay. așa, orice să faci, dar nu avocat. Și ea se face avocat. Cu siguranță îți dau un scris dacă vrei. Deci trebuie practic să îi zic ceva. Tu știi că noi glumim acum. Nu? Da, nu, nu, nu vezi că eu să bun. înțeleagă. Nu. Nu ne impuneți copilor, doamne ferește. Ajung după aia ca noi. Ciucă. Cătălin și cu mine, noi nici nu am făcut ce au vrut părinții noștri până la urmă. Dar să știi că am făcut dreptul că am văzut în mea, dar mi-a plăcut, făcut. știi? Și acum de ce nu mai faci dacă ți-a plăcut așa mult? De ce nu mai fac? Mm. Să mergem la în următoarea întrebare. <laughs> A fost cu... La... mai mult uh, rolul de prezentator decât cel de avocat. My God! Noroc, Iulia. Nu rog. Nu rog. Întotdeauna fiecare prezentator trebuie să aibă și avocatul lui. Eu sunt de acord, să știm. Și bem un pahar ăsta de vin. Și acest pahar de vin. Și acest pahar de vin. Deci, ce să mai bem încă un pahar de vin? Întrebarea cu M e în felul următor. Patru ani... Ne-am întâlnit da. la emisiune. Mm. Uh, nu se prea pune vin peste vin, vin peste vin, o să ne certe unii oameni. De ce ai pus același vin, trebuia să schimbăm paharul. Pe păi nu, e același vin. Cu asta am început. A, e altă am o sticlă, nu. Păi și atunci? A, e ok. Nu, e același da. vin, doar că mai rămăsese vin în pahar și trebuia să pun după nu ce... Nu vede să... nimeni, că dar nu mai atentă la ce spune. Perfect, corect. Uh, am băut o sticlă de vin. Da. Uh, ideea e în felul următor. Uh, ziceam că patru ani de zile ne-am întâlnit la emisiune. Da. Și acum, ultima chestie este în felul următor. Măruță. Caracterizează-l tu într-un cuvânt. Sau mai multe. E dificil că primul cuvânt care vine în minte este nesuferit. <laughs> Glumesc. <laughs> 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 nu. Nu, uh, poate să rămână cu mai, Mai, ăsta. sincer, nu. Hai să spun. Uh... Este un cuvânt care îmi vine în minte, dar nu mai este relevant pentru că este acum, după ce noi ne-am cunoscut altfel, am băut o sticlă de vin, da, știi? Exact. ești altfel aici decât ești la emisiune. Și tu ești altfel și parcă am... uh, limbile ești... ni s-au dezlegat și noi, în practic, altfel am vorbit și am comunicat. Dați drumul la limbi! <laughs> ok, cred că trebuie să oprim la ul ăsta ușor, ușor, adică podcastul ăsta. Nu, acum, serios, după patru da. ani în care ne-am cunoscut... Da. După patru ani în care ne-am cunoscut, îmi dau seama că de fapt nu ne-am cunoscut deloc până acum. Și că a fost nevoie de acest podcast ca să ne cunoaștem. Un pic mai bine. Mai, adică să ne cunoaștem. Deci. să, fi, să ai un proiect cu cineva nu înseamnă că îl cunoști neapărat foarte bine. Și acum caracterizează tu pe Iulia Albu în trei cuvinte. Scorpia aia, de fapt, e sufletul ăla sensibil, care întotdeauna vrea mă tăiați, să arate... Mă tăiați, mă mă, că îmi strică mitul și m-am 10 ani, 10 ani no. m Ești omul ăla care știi cum e, ai nevoie să-ți știi părinții aproape, da, ai da. nevoie să știi că ai pe cineva care îți spune, hei, știi, poți să mergi mai departe, ai nevoie pe cineva care să-ți ofere așa o liniște și o stabilitate de și niciodată parcă nu vrei să lași lucrurile astea, pentru că întotdeauna vrei să fii în continuare scorpia aia Măi, da, știi foarte bine, mă cunoști. Hai, hai, hai noroc. Mă ok, perfect. Uh, 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 mai erau aici ceva întrebări pe care le aveau... Uh, nu, nu cred. Deci că uh, cu cine ai avut cea mai bună relație dintre jurații Bravo, ai stil. Ok. Uite. Florina a întrebat uh, Cu Răzvan. Asta. Cu Răzvan, uh... da. Cruzman, uh, am avut... Cu ce vedete n-ai îmbrăcat niciodată pentru 1 milion de euro? Pentru că eram fost, că eram fost priet -a. Pe, ai nebunit pe oricine, aș îmbrăca <laughs> pentru un milion de euro. Deci, Florin... Măi, oameni bun, logic. dar vă vorbiți serios? Da, da. Dar, dar dau bine aș... chestiile astea, știi? Dar adică... cum Dumnezeu să nu îmbrac pe cineva pentru un milion de euro? Dar numiți voi o persoană pe care voi nu ați îmbrăca-o dacă v-ar da un milion de euro. Ai dreptate. Bine, hai să-i aleg hainele, nu să-l îmbrac eu. Mă rog, să mă rog, pentru milion de euro, haide să nu-l moment. <laughs> momentul. E, nici chiar așa, nici chiar așa, nici chiar așa. că am avut oferte și de mai multe În ce țară ți-ar <laughs> plăcea să trăiești dacă nu în România? Um, Mi-ar plăcea să trăiesc. Nu, mie, eu să știi că, deși am vrut de multe ori să plec, eu îmi iubesc foarte mult țara. Și n-aș pleca de aici. Și cred că este. m-am născut exact în locul potrivit. Și faptul că am șansa să fac. Uh, pentru oamenii ca mine, să fac să ajung o persoană publică și să spun lucrurile în felul în care o fac eu, și să. să Da, știți ceva, să fiu un exemplu. Pentru că, până la urmă, toți suntem exemple. Tu ești un exemplu, tu ești un exemplu, tu ești un exemplu. Fiecare eu în felul sunt lui. un exemplu, fiecare în felul lui. Și pentru lucrul ăsta. Pe lângă faptul că sunt recunoscătoare tuturor oamenilor care s-au uitat cel puțin o dată la o emisiune, un proiect în care am fost implicată. Știi, că acum hai să nu fim ipocriți. Nu poți să zici că e cineva care nu știe pe Iulia, pe Iulia Albu. Măi, deci, a, ori e, Vreau să spun. Adică, n-ai cum să zice asta, știi? Adică, trebuie să fii ipocrit, ori ai văzut-o la canal de ora ori ai văzut-o la Pro TV, ori ai văzut-o într-un ziar, ori ai văzut-o pe YouTube, ori ai văzut-o pe Instagram, pe am Facebook. Mai, mai fac turul televiziunilor, după aia chiar o să mă știe toată lumea. Pe Animal Planet n-am ajuns, dar niciodată să nu spun niciodată. N-am ajuns pentru că e în scandal cu conducerea de acolo, datorită lui Claude. A, ah, da, în așa este. A fost o situație, da. Te salută, Claude, apropo. Da. Mai trăiește? Nu, am murit, da. <laughs> <laughs> Morti morți, vie cu vie. Stai, vrei să știu ceva, Așa. că mai am o întrebare. E În și... nu zi, zi, hai, las. Uh, Cum m-am emoționat fiatem... și îmi pierd circul că mă emoționez. Uh... Și nu e de la vin, pentru că... Mi-am dat seama că oamenii cu care lucrez aici la podcast, la acasă, la măruță, da. sunt cu totul și cu totul altă generație sunt. și sunt cu totul și cu totul oameni care au o altă vârstă. Iar una dintre întrebările, așa. de exemplu, vine de la o fată, da. Ines, zice așa, dacă ar fi fost, fost conjunctura în așa fel încât să aibă o relație cu o femeie din showbiz, cu cine ai fi fost? Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să te întreb chestia este asta. Conjunctura. Man. Conjunctura. Să am o relație. De ce cu o din showbiz. Este funny, Este o întrebare bună. Da? Este o întrebare într-o epocă. Bă, chiar în care am îmbătrânit mai... jur. Noi nu mai trăim într-o epocă aurii. Uh, adică împotriva unui gender împotriva um, unei rase noi trăim într-o epocă a acceptării orice întrebare este ok din moment ce am acceptat să vin aici este clar că sunt dispusă să răspund la toate aceste întrebări <sus> Mai acum vrei să spun ceva? nu știu, mie îmi plac mie, eu sunt destul de stabilă în orientare dar cred că nu știu, cred că măcar la nivel de glumă, toată lumea a spus o dată cu? în viață lucrul ăsta, știi? Cu? Vai ce bine arată nu știu cine. Deci tu cu? Dar nu, de, de cineva din România. Nu, din România, Măi, nu Din România. Chiar și în România avem persoane care arată foarte avem, bine. Avem, dar nu-i vorba de asta. E vorba... Nu, asta spun că toată lumea a spus de cineva că arată bine sau așa. Să ai o relație cu altcineva, asta este ceea ce numim queerbaiting. De... Iar eu nu vreau să fac parte din curentul ăsta, pentru că queerbaiting-ul este o chestie... Beer este o chestie foarte urâtă în care eu, ar eu aș spune acum mi-ar fi plăcut să am o relație cu uh, o femeie, când eu este clar că sunt straight. Și nu este fair față de oamenii din comunitate. Și ți-a promis tu întrebarea asta da? și, și acum practic o desfințezi. Păi nu. Este, ar fi fost răspunsul meu de desfințat. Este exact același lucru când eu nu am nevoie de publicitate, nu am nevoie să arunc un răspuns la această întrebare vai, aș fi vrut să am o relație. Nu, n-aș fi vrut să am o relație. Mi-e plac bărbații, n-aș fi vrut să am o relație cu o femeie. Și se numește nu, queerbaiting, și... a spune, tu având o orientare, orientare straight, să spui că ai vrea, să, că ai fi putut să ai o relație cu o femeie. Nu, eu n-aș fi putut. Și să încheiem așa podcastul ăsta. Dar am da. prietene care au. <laughs> și sunt foarte mândră de asta. Toana? Și... Nu, Ana nu, nu este Ana. Ana. este practic căsătorită și ea. Nu, că te-ai uitat așa. Un bărbat, trebuie ca trebuie să trebuie menționăm, că te poți căsători și cu... Devine complicată discuția asta. <laughs> pe final, știi ce vreau să, să te întreb? Pe Ia, finalul ăsta de vreo draba, 10 minute tot vorbim. O să te invici la un sushi. Da. Mulțumim, sushi-tera. puteți să-i găsiți în descriere pe canalul nostru de YouTube Aduc niște bărci senzaționale Și sunt deliciul nostru aici la podcast Vroiam să te întreb ceva. Ia. Dacă ar fi să fie o culoare pe care un om să o poarte toată viața lui să nu dea greș, care ar putea fi culoarea aia? Știi, să zici, bă, nu se demodează niciodată culoarea asta. Mai și culoarea A, pe care... să par inteligent la rubrica asta. Culoarea pe care orice femeie ar trebui să o poarte este zâmbetul. Pentru că zâmbetul este singura chestie care, real vorbind, îți dă culoare. Indiferent ce porți în rest. Poți să porți șlapi, poți să porți cea mai scumpă pereche de pantofi, Poți să porți cea mai frumoasă rochie. Dacă nu ești o femeie care zâmbește și care se iubește, nu va conta niciodată. Și pentru bărbați. Și pentru bărbați. Ca femeia de lângă voi să zâmbească. Dacă nu zâmbește, înseamnă că nu aveți ce căuta în viața ei. Nu mă așteptam la răspunsul ăsta. Așa sunt eu surprinzătoare mereu. Ea este Iulia Albu, o găsiți pe YouTube. Iulia Albu, o găsiți pe Instagram. Iulia Albu, o găsiți pe Facebook și o găsiți pe TikTok. Are bif acolo. Și da. îți mulțumesc mult de tot pentru... Întâlnirea asta la o barcă de sus și la un pahar de vin, la o cafea, și la o discuție așa foarte sinceră și foarte deschisă despre foarte multe lucruri. Și vrei să spun ceva sincer ca o mărturisire? Nu mă așteptam în seara asta să găsesc o Iulia Albu atât de deschisă și cred că ai unul zero. Pentru că eu am fost mult mai reticent în ceea ce te privește. Mă gândeam că cum să sună pe Mihai Albu? Ești nebun de ce-mi faci asta? Cum să-l sună pe botezatul cu care exista o ceartă, știi? Și mi-am dat seama că, de fapt, cred că tu în seara asta ai jucat în, în altă ligă eu n-am fost la pregătit, să-mi dau seama că, știi ce, sunt Iulie Albu și mi se rupe. Să ni se rupă împreună, zic. Sper <laughs> din toată Să se rupă barca, că după aia nu mai putem să dăm la că Cătălin. Acum putem să mâncăm și sushi. Acum cum mă gândesc. Zim. Noi în continuare filmăm, să știi, dar da. mimăm ca și cum s-a terminat. Mimăm, nu? Ce ți-a plăcut? Te-a plăcut, sincer? Mi-a plăcut foarte mult. E bună? Da. Nu mă așteptam să fie așa tare, sincer. Mă așteptam să fii mai reticentă. Dar tu nu vrei să terminați să te cu toți care te-ai certat? Păi nu poți să mă Am început la un moment dat. Andrei Bălan, Analescu. Ai făcut foarte bine, dar știi care e problema. Eu. Măi, tu te poți împăca cu ei. De ce? Pentru că tu ai o emisiune pe TV. Și interesul lor este să apară. Da, ah, nu cred. Sper că nu, ne nu da. de asta ne-am Nu, da, înțelegi. Adică este și chestia asta. Doi... Adevărul că atunci când am plecat de la TVR2 și făceam plaja lui și m-am dus la Realitatea TV, unde nu știa nimeni că am emisiune, nu mai răspundea nici dracu la telefon. Asta, asta vreau zic. Adică... Sincer, fără nicio știu. chestie. Știu. Deci... să dau și niște nume. Da, știu. jur. Știu nu mai răspundea cred. nimeni. Eram la plaja lui toată lumea vrea să vină. M-am dus la Realitatea TV, îi sunam, nu mai venea nici dracu. Eu cred. Apoi am ajuns la Pro TV. Iar. Mamă, mamă, două numere am luat de telefon. A, asta zic, adică, iar ceea ce fac eu chiar nu este ceva ce să se fi făcut în o televiziune până acum 10 ani. Nu s-a făcut ce fac eu. Ei nu înțeleg ce fac eu. Ei, ei, încă nu înțeleg ce fac eu. Și atâta timp cât nu înțeleg ce fac eu, eu nu pot să nici să, nici să mă circă, nici să mă pac. Tu te seama că eu am stat pe canapea lângă Adrian, copilul meu, care mi-a spus că o să-mi trimite niște oameni să mă bată, cum ar fi. <laughs> și la sfârșitul emisiunii omul mi-a spus că mă apreciază Și că mă adoră Deci știi no. adică, Este ceea ce eu fac Eu mi-am ales să fac asta um, Și Dar cred că Nu știu poate, um, poate Poate trebuie să o spui altfel știi Nu, cum să o spui altfel pentru că cum Oricum poți unii să... se îmbracă prost Zitu. Uh, una poartă rochie copiată Cum spui chestia asta? Dar de unde știi tu că e ăsta la asta? Pentru că am imagine. Știu prezentarea, știu rochia, știu tot. Și am imagine. Și, de... și, eu le puneam în oglindă. Uite, asta e copiată de acolo. Ce pot să fac dacă oamenii nu înțeleg? Deci, da, de ce, nu sunt de acord cu tine când spui că o femeie trebuie să aibă uh, atâtea culori de pantofi cât, uh, câte rochi are. Ai nebunit? Eu -am, spus asta. O să fac cred. Eu am zis că dacă, de exemplu, vrei să porți o rochie roșie, trebuie să porți o perche de pantofi roșii. Dar la fel de adevărat este că dacă vrei să porți o rochie verde, poți să o porți și cu pantofi galbeni. Dacă știi cum să te aranjezi rochia are... croi. Ți-am spus una ție și am spus tuturor că nu există reguli în modă. Există doar lucruri care funcționează și lucruri care nu funcționează. Că tu nu poți să spui... Dar singurul lucru pe care pot să spun, da, o rochie roșie cu un pantof negru, nu avem nevoie ca voi să dați un share, un like, să lăsați un comentariu și să ne spuneți ce v-a plăcut cel mai tare de la acest podcast, care minut, care moment iar noi o să vă răspundem. Iar dacă ne tăguiți pe Instagram, urmărind podcastul nostru, o tăguiți pe Iulia Albu, pe Acasă la Măruță, pe Cătălin Măruță, pe Radu Ciucă, pe toată gașca noastră de Acasă de la Măruță, cine știe, poate ne repostăm pe și ne împrieteni. Pe Ana, pe Ines, pe toată lumea din echipă. Pe Ana, exact. pe, Inez, pe lumea din și. pe, 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 Florin, pe, pe, pe sunt minunați. M-am simțit atât de bine aici. Pe bune? Ți-a plăcut? Da. A fost mișto.